Normal că vreau să vorbim și despre E asta. bine? E bine. E, e bine, bine, maestre? E bine. Suntem ok? Suntem ok. Te uit la tine așa printre femei. Deci, fii atent că trebuie să-ți povestesc una, pentru că tot suntem în zona asta. Spuneam că am citit articolul tot despre Hai De la în folk rock și eram cu fimea la femei pe mătăsari, ne plimbam pe acolo pur și simplu și ne-am nimerit cu un folkist care cânta... Păi, în opinia mea, ceva foarte otrăvit. Era un munte de nemulțumire care avea un job nu foarte reușit și a venit Protest. acasă, da, yeah. și deranja vecinul care băga manele. Deci era... o de oh, da, da, și fimea asta... Și eu fac o glumă și zic, uite care e treaba, o să crești și o să ai un iubit n-are voie să fie rocker și cu atât mai puțin n-are voie să fie folchist. Și vine ai replica ei, dar vine de aici, așa, zbang, zice. Au stati, dar folchiștii sunt pentru muzică ce sunt bișonii pentru câini? Foarte tare. Foarte, foarte tare. Foarte drăguță, foarte drăguță. Mamă, ce e adevărată, mamă. Da, 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 Ai făcut și tu ceva mișto. Ai făcut și tu o, o creație. Da, <laughs> Bravo, bine de tot, să fie ești, sănătoasă. Ești, să... Cât are? Cât, câți ani 13 ani. A, așa. Și cercelul nostru. Aoleu, au! aoleu. Florin Dumitrescu, bine Pardonați. veniți! Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că sunt aici Textier, antropolog Cam așa, Cam așa. <laughs> Publicitar <laughs> Pentru că da, ce unde m-am orientat și eu să fac și eu câte ceva Măi, tocmai am citit uh, eseul, e corect să spun eseul tău despre haiduceala din, uh, sau uh, utilizarea termenului de haiduc în Temelor haiducești Temelor haiducești temelor în rock-ul românesc Zic cum vrei, poți să-i spui eseu. Eu am vrut să fie ceva mai mult, dar cred că ai ieșit un eseu m -m Mă străduiesc să, să amplific acel articol Și să, să iasă ceva mai serios Mi-am dat seama pe măsură ce scriam la el Că nu, nu, o, să, nu o să reușesc să-l fac la timp Aveam un termen de predare Și m-am la un moment dat am zis gata Până aici îl fac așa și, pe mai vedem. Singurul uh, sau, mă rog, o observație pe care aș putea să o fac, eu știam că definiția haiducului este cel care ia de la bogați cu forța, uh -huh. Uh -huh. foarte mult testosteron, cu foarte mult curaj, și împarte la săraci. Da, cred că asta e cea mai clasică. Asta e definiția clasică. Asta este definiția clasică uh, folosită în, în muzică românească în anii 70-80, ok, mm -hmm. Mm -hmm. e puțin... E, e... e un nefiresc aici, pentru că un haiduc este prin esența lui, da, conform definiției un socialist. El cu cine se punea? Cu comuniștii? Asta era... Da, da, asta da. era haiduceala? Da. da. El nu e tare. Da, asta, da, da. Da, că de aici pornește. Am făcut o observație că uh, mă, Într-adevăr, figura haiducului a pornit ca un fel de... cu jianu că acolo eram... E interesant să vorbim și despre Iancu-Jianu, dacă vrei, <laughs> dar în general fi figura asta romantică, da un fel Giene. de Robin Hood neclar, nu știi dacă e Gianu sau Pintea sau alți exponenți, Um, era o um, de ajuns de seducători pentru folchiști, pentru că aveau și ei ceva, un fel de country, aveau, hai să zicem, folk, ca așa se cheamă, un folk asemănător cu al celor din Statele Unite și erau și ei sincroni cu socialiștii lor, ca să zic așa, și pe de altă parte convenea și regimului. Da, da, faceți cu haiduci, cu haiduci e voie, pentru că e luptă de clasă, deci regimul comunism, nu așa, pentru cei mai tineri trebuie să spunem lucrul ăsta și să-l reamintim. Și atunci este o zonă de pace, de cădere la pace. Mă las să fac cu haiduci și atunci pot să îmi dezvolt și eu imaginea asta de rebel și să discut tot felul de chestii mai violente, mai non-conforme, pistoale, pumnale, sânge pe pereți, lucruri de astea mai macho, mai bărbătești, cum le plăceau rocărilor și folchiștilor mai puțin bișoni de pe vremea aceea, mai testosteron, mai bă. cu testosteron, așa, Nicu cu covaci. Așa și alții ca el. Și, pe de altă parte, regimul spunea, da, da, e ok, e ok, că avem și filme cu haiduci și așa mai departe. Se întâmplă tot felul de trăznăi, poate că nu le-am marcat destul de bine în articol. Se întâmplă tot felul, de, de exemplu, în 77 Ceaușescu merge în Valea Jiului și este ținut prizonier de către mineri în mină și este un mare scandal. După care... Nu știu știut asta dispar pistoalele, di dispar pumnalele, se face o muzică mai idilică, dintr-o dată și filmele nu mai sunt atât de... Savoi, apare Savoi în luminar. Savoi crește în importanță, că erau deja și ei acolo pe felie și tot așa, se mai domolește puțin caracterul ăla belicos. Da, sunt faze sunt... și m-a interesat foarte mult cenzura, problema cenzurii cum negociau. Hai să zicem, pornim de la pretextul ăsta cu haiducii, dar discutăm despre cum negociez cu ehm um, um, cu da, cu, cu cenzorii. Adică eu știu uh, uh, tertipul lui Șerban Forță care uh, făcea niște versuri sau uh, în, în versurile pieselor Phoenix, uh -huh. băga și niște versuri mult mai abrazive, pe care, de care știa sigur că vor fi scoase la cenzură, tocmai ca să rămână ce vroia. Erau, era o șmecherie da, pe care Da, și o va, Valisterian face chestia asta. Șerban Foarță era destul de menajat. Hai să zicem că până la decizia unui cenzor asupra lucrărilor, operelor lui Foarță, îl aveai pe o care mergea cu, cu textele și negocia cu trupa. Și după care îl avem pe Nicu Covaci, care negocia mai departe și se bătea cu cenzurii. Acum, uh, Nicu Covaci nu are chef să discute despre treaba asta și scoate în evidență tot felul de aspecte care îl fac pe el să arate Mat. un luptător. Uh, dar. Uh, E un personaj. Dar da, ce spui așa. tu, de exemplu, este... Da, păi nu, nu, și lăsăm în pace, pentru că e într-adevăr un tip care s-a luptat și a fost cam de la egal la egal cu Da, da, e mai presus da, ala, da, normal. de orice lui din punctul ăsta El și... și cu goma alții. A, așa. <laughs> deci el este acolo, e indiscutabil și slavă celui că a fost așa. Sunt multe povești pe care le povestește el însuși de, 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 de uh, tratative din acestea, așa de cum să uh, ții uh, o variantă de rezervă și cum să reușești să strecori anumite uh, uh, texte, anumite nuanțe, idei. S-a întâmplat cu... Uh, um, deci s-a întâmplat de... Uh, uh, e un... Un cântec de pe uh, Zomahia, mi se pare, care a fost uh, complet uh, distrus. Au rămas numai uh, două versuri din el, de, de pe Canta Fabule, de exemplu, care era, era și mult mai complicat. La foarță este interesant uh, zona aia în care se duce el. Și care ne lasă pe noi cu gura căscată, pentru că tu poți să spui, zona aceea legendară, cu monstruleții aia, cu tot felul de simboluri, aspida, vasiliscu, tot felul de uh, grifoni, sirene și așa mai departe. Și astăzi lumea se gândește, nu cumva era lupta cu monștri, era lupta cu uh, Ceaușescu, cu Regimul, tot felul de idei din astea, așa. Era o muzică foarte încifrată, un, un text foarte încifrat și atunci zici ok, era comunism pe vremea aia și e normal să faci lucruri încifrate. Dar acum avem libertate, putem să spunem totul la liber. Măi, și cu toate, asta vor, o zic în calitate de, de textier, nu de, de antropolog. Pot să spun că astăzi tot alea îți plac cele. <laughs> tot alea, de ce? Ai... Acum e libertate, alea erau prea complicate. Hai să facem ceva simplu, astăzi, cu refrene simple, să înțeleagă tot, toată lumea, fără tot felul de încifrări. Haide, Lene, hai să le facem. Și avem exemplu. Încep să-i discursul, cum era pe vremea mea. Mă, A... dar tot alea ne plac! Tot alea le-am diluat <laughs> cât am putut. Le-am făcut simple să le rețină din... Să, să aibă impresia că le știe de la prima audiție spectatorul sau ascultătorul. Așa de, de chewing-am le-am făcut. Dar tot alea le plac. Tot fată verde cu părul pădure. Și, mă rog, asta e alu Cârcu, nu e alu forță, dar... Am înțeles. Mă rog. Măi, uh, n-ai fost la Balta Albă, filmul în care ești, ok. Dar, nu, că vreau să spun o chestie acolo. nostru etern. Dar uh, 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 îți spun după aia, nu zic of the record de ce am fost. ca că un căluț de mare, dar uh, al altceva voiam să aduc în... în să pun pe, pe tablă acum și anume, este o poveste pe care o spune Artan acolo despre problema lor cu cenzura pe care au avut-o, cum s-au retras atestatele și așa, așa mai departe. Treaba era, de era, era în felul următor. Uh, ei cântau becule, stai aprins prins becule, drumul uh, spre lumină trece prin uzină și așa mai departe. Artan povestește foarte limpede că dacă nu era contextul în care tocmai fusese detronat pe UNESCO de la Cenaclu și era în mijloc acolo la, la Amfiteatru 23 August, ca lumea să fie atentă pe, uh, autoritățile da, să fie atente pe ce se întâmplă pe scenă, ei altfel nu aveau nicio treabă. Puteau să-și cânte liniștit toate cântecele lor. Era o conjunctură lirânce. tâmpită. Da, da, deci dacă nu era această conjunctură tâmpită, ei nu aveau practic o problemă cu cenzura. Puteau să-și le cânte, pur și simplu. Da. Ok, Hai poate de... nu erau difuzate la radio. Să spunem adică, în... întrebarea mea corectă mm. este da. cât de serioasă a fost basically cenzura asta? Uh, ei au prins anii 80, unde deja era altă situație. Uh, m Covaci sau uh, Mircea Florian sau, uh, sau Banici un povestesc din anii 60-70 când uh, procedurile erau mai la început. Uh, exista o mediere prin uh, persoana metodistului de la Casa de Cultură sau de la uh, sala de concert care el uh, negocia cu uh, cenzura cu cât mergem către anii 80, cu atât uh, e mai personală uh, și mai directă Adică uh, tu pregătura. zici că era o procedură. Da, uh, care uh, încetul cu încetul se acutizează. Deci spre anii 80 știu și o poveștile cu Artan pentru că eram acolo. Eram în perioada în care ei nu mai aveau voie să cânte, deci am trăit, uh, știu cum își pregătea dosarul cu texte și deci am văzut toate chestiile astea în anii eu așa știam, deci eu așa am crescut în atmosfera asta. Și pe urmă descoper, studiind, că în anii 60-70 era mult mai multă libertate. La începutul anilor 70, până în momentul ăla 77 de care ți-am zis, adineori. Și descoper acest lucru și rămân cu gura căscată, pentru că asta era o... sau încetul cu încetul, uh, uite, de exemplu, un uh, personaj enigmatic, uh, astăzi este enigmatic, Stelian Tănase, era metodist. El face versuri precum valul ce se sparge de mal, tocmai pentru că el știa că așa ceva o să treacă. Un personaj absolut nedigerabil. <laughs> Și nefrecventabil. Da, pentru noi, pentru Rocker, este. În e, hai să zicem că e, mulți dintre noi se gândesc la el ca la un trădător. Pentru că el a fost de al nostru. Ce să mai. Și acum își reneagă acea parte a decenii bune din viața. Da, în fine. Dar în fine, din, da. Și eu tot aștept și am apeluri și din partea altor, muzicienilor noștri. Care l-au prins și care au colaborat cu el, să spună la un moment dat, să zică, să își spună povestea, adică e păcat. chiar, chiar cu exagerări și cu evitări așa și cu ocolișuri, să o spună, să spună variantele lui. Deci, după ce au aușesc cu ținut acel discurs în care am, am fierat în 1968. Intervenția Rusiei, cu, cu, când am intrat cu tancurile în Praga, s-a da, uh, simțit acest val de libertate. Știu da. și eu de el. Nu eram născut atunci, dar știu de el. Și s-a simțit acest val de libertate în, în multe pari A fost, așa zis, de studenț, artă un, de cultură. un dezgheț, da. unul dintre dezghețurile atunci, istorice. Care la un moment dat s-a înfundat. Da, foarte mulți intelectuali sperau atunci. Și să mai spunem un lucru. Nu era atât de mare diferența între nivelul de trai de la noi și cel din Occident. Adică era, oarecum, eram pe o, pe o pantă de progres, să zicem. Lumea spera, aveau. O... Eu atunci eram. Am crescut în anii aia. eram mic, nu-mi aduc amia, eu sunt născut în 66, mă rog. În 68 eram în concediu, că s-a întâmplat în august. Eram în vacanță cu părinții, undeva la munte, mi-au povestit după aia. Dar anii ăia, începutul anilor 70, de când eram perfect conștient și am amintiri bine conturate, erau niște ani în care toată lumea, ori sunt eu copil și idealizez, dar lumea parcă era mai plină de speranțe. Era, erau niște ani buni. Pe urmă, încetul cu încetul se cu cât ne îndreptăm spre anii 80 și după aceea perioada, perioada artan, perioada timpuri noi cu dificultăți și contactul cu cenzura personalizat și știu, știau că se întâlnesc cu tovare și nu știu cum, am uitat cum o cheamă și așa mai departe și că îi purică și că ial. Poate că este interesant să spunem un lucru care, care este bine marcat de către. Este bine marcat în articol, dar l-aș accentua acum, l-aș evidenția acum. Existau trei feluri, trei, nivel, trei nivele de cenzură. Cenzura de la concerte, care nu era atât de marcată, nu era așa de intransigentă. Eu știu. Uh, Vezi că ca mai să subliniez, da, 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 ca să subliniez ce spui. Primul meu concert rock a fost uh, pe 16 decembrie 1989. M-am dus să văd Iris la Polivalentă și stăteam în părți, ca acolo stăteau roacherii, În părți. Da. Și întotdeauna, acum te ridicai în picioare, să, așa, așa? venea cineva cu lanterna. Cineva mi-a spus că era Stelian Tănase cu un polițist. Stai jos, stai jos, stai jos, stai jos. Nu știu dacă era el, în fine. Da, polivalenta e mare, nu știu dacă... Dar da, mi-aduc aminte asta, știți? <laughs> de jos. Deci, să fost a asta era cenzura să mea de la concerte, da. S-a nimerit să fie tănase acolo, dar nu putea să fie în toate... Da, am zis că locuri. era el, am zis că cineva mi-a spus <laughs> că ar fi fost el. Cine știe, o fi fost. Uh, hai să zicem că te... Uh, eu mă refeream acum la, la, la cenzura textelor. Ah, oh, ok. Uh, da, e interesant și... Um, genul ăsta de control al spectatorilor. Poate vorbim și despre Era mai pentru că cine se nimerea să fie acolo nu era polivalent, era o casă de cultură, era o sală de spectacole. Cât puteau să fie? Maxim 200 de inși. Auzeau ceva mai coroziv sau mai periculos. Hai să zicem, dacă auzeau, pentru că știm bine cum erau instalațiile și cum suna și așa mai departe. Să iau, iau urechile trei zile. Putea să spună actuala, la moarte Ceaușescu și să se audă o, o pârâială oribilă. Și, de deci acesta era un nivel și să spunem că acolo erau puțin mai neglijenți. Nivelul 2 era, se refera la radio și televiziune. Ce se înregistra și ce se filma și se difuza apoi. Era ceva mai atent puricat și controlat, cenzurat, timpul noi, de exemplu, dar și Mircea Florian înaintea lor, aveau multe înregistrări la radio. Poate că aveau o pilă la radio. Eu știu că la un moment dat aveau niște prieteni acolo, Artan și cu gașca lui, și se duceau în studio și trăgeau. Dar nu se dădeau pe post. Dar, mă rog, era o după aceea era un fel de samizdat. Eu am avut și eu benzile alea de magnetofon cu becule și cu uh, mistrețul și drumul spre lumină și așa mai departe. Uh, de asemenea, Mircea Florian avea în anii 70 avea foarte multe cântece înregistrate. Multe dintre ele s-au pierdut. Uh, hai să spunem că acolo era încă ceva mai multă libertate, și atenția mai mare pe ce se difuzează pe post, la radio sau la TV. Cenzura cea mai mare și stresul cel mai mare era la înregistrarea la Electrecord, pentru că le rămâneau uh, pe niște mii de copii, poate chiar zeci de mii. Și după aia ce faci? Le strângi pe toate și le casezi? Era mai complicat. Deci acolo era vigilența maximă. Păi ce asta ce presupunea? Eu, eu eram Iris, da? Și mă duceam la Electrecord și înregistram un disc. Uh -huh. Aveam un cenzor acolo care uh, se uita înainte pe texte? O comisie întreagă, da. Cu ce, cu ce texte Vi se uitau pe texte, verificau. Era dacă aveai uh, texte de poeți consacrați care au publicat deja, era o garanție că a mai fost o. Comisie care a văzut textele alea. Am înțeles, adică dacă aveam, mă rog, cum a făcut Iris, de pildă, versus de Păunescu era mai ușor. Păunescu să... era o garanție pentru toți, el la un moment dat nu mai, adică era deasupra cenzurii. Păunescu era. o... Când a început, în anii, nu știu, poate la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, nu era așa cunoscut, nu era. Uh, um, ca să zic așa o voce oficială a un bard, partidului. bard nu era un bard al neamului era un bărduț și... așa era un bărduț era un tip la început avea volume uh publicate, dar poate mai ridica câte o sprânceană a, un, a unui politruc. Dar încetul cu încetul el devine o garanție. Și de asta tot ce se făcea la Cenaclu... Eu am văzut Iris la Cenaclu. <laughs> eu am văzut... Uh... Te-ai dus pentru Iris la Cenaclu sau...? Nu, am fost uh, și pentru Iris. Mă rog, să zicem. Era un... Era un spectacol cu de Am văzut câteva, am fost la vreo 3-4, le amestec acum. Odată am văzut și Gildo Brică la Cenaclu, deci... Dar Gildo frumos, obligă, frumos, care frumos. la un moment dat nu mai avea surse de cântat sau nu știu, mai mergea numai pe litoral, în rest nu prea știa lumea. O să revenim puțin la Cenaclu. Vreau să spun o chestie despre Iris, că tot a venit vorba. Cred că una din cele mai subversive coperți de disc din anii 80 este Iris 2, care este cu chitaristul ăla pus în lumini. Știi ce zic? Nu mi-aduc aminte. Îmi pare rău. Este, a. ok, este coperta de la Iris 2, da? da. Care este cu un, uh, cu un chitarist pus în lumină, se vede practic doar forma lui. Așa, și parcă un da. Da, okay, da. da, da, okay. ăla hey, este chitaristul de la Cinderella, am aflat formă. Pe care... E, da, 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 ei au făcut, au, au stilizat-o cumva și a ieșit pe post ca atare. Dar imaginează-ți momentul anilor 80 în care te duceai la ferometal să-ți cumperi viniluri, că acolo se găseau. Și îl și vedeai pe ăla și zici, bă, ce asta? Wow! Știi, aveai... Wow, ce asta? Dintr-o dată aveai... Uh, Îți luai o, o. cum îi zice? Îți luai un film al tău cu ce bănuiești tu că s-ar întâmpla în America. Cam asta era treaba. Cam asta, Înț... da, cam asta era și. Și cred că da. și concertele cu Iris erau cam la fel la vremea. Aia. La început, n-am văzut concertele alea, dar am avut prieteni care au fost, se vopseau pe față pentru că eram modachis. Deci, asta era. Deci, primele lor concerte erau. Cu Minculescu da. sau cu Chifiriuc? Uh, păi, Minculescu, uh, să zicem, din, din ce an e Minculescu? Uh, nu știu dacă venise... Chestii din 77-78? Cred prusăriu. că atunci era încă Chifiriuc. Era crede. Chifiriuc, da. trebuie vorbit cu Chifiriuc, dar și Chifiriuc e atât de mitoman și îți face capul mare și îți spune numai ce vrea el, deci nu știu dacă mai e o sursă atât de de încredere, dar pot să... putem. La la, De-asta e bun stelian antenase, nu? <laughs> dar putem să aflăm. Nu? Da, ne uităm la... Spune. Ne uităm în dosarele securității și aflăm totul de acolo. Altfel, tot o ironie... ce îmi plac mie ironiile astea ale istoriei, știi? Uh, când a apărut DigiTV mai la început avea, cred, două ore seara în care dădea niște imagini de arhivă cu Ceaușescu. Le luase de la Arhiva Națională, de la TVR, whatever. Și există la un moment dat Ceaușescu plimbându-se cu trăsura cu Regina Angliei da? uh -huh. prin Londra. Uh -huh. Și la un moment dat apare în spate, pur și simplu, în spatele trăsurii, era un mare afiș care promova Celebrul film porno din 73, 74, Deep, Throat. Deep Throat. Da. Mm -hmm. Și pur și simplu ai afiș în spate. Frumos. Și, și Regina Angliei cu Ceaușescu. Zic, nu cred că așa ceva. Frumos, nu cred că n-am cineva... văzut da, 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 trebuie să o vezi, este wow. Frumos. Da, acest e minunat. Moment de grație. <laughs> <laughs> asta e capitalism, ăsta e consumism, asta era lumea. Da, pe de o parte, pe Lumea de altă parte. Hai să-ți explic o chestie și este o observație personală pe care am făcut-o. Eu sunt, hai să zic, mai degrabă copilul anilor 80. Sunt născut în 75. Mulțumesc, sunt statut la toate cozile de rație de în anii 80, cu toți mm -hmm. pensionarii. Și, da? și da. ca era. În ce an a trăit Ștefan cel Mare, astea erau discuțiile la coadă. Bunica mi <laughs> se ducea și punea bilețele și eu ordona acolo ca să se înțeleagă. Ah, da, da, se scula și dimineața Bravo. pentru asta. Mă uit la pensionarii de acum, care atunci aveau 40 de ani, uh -huh. da? Și mi-aduc foarte bine aminte, pensionarii, uh, uh, oamenii care aveau 60-70 de ani în 1989-90, uh -huh. au același dress code uh -huh. ca cei de acum. Singura diferență uh, mi se, uh, care mi se pare că ți sare în ochi este că cei de acum sunt infinit mai răi și mai nevrotici. Pur și simplu, de, de, de o răutate fantastică. A venit un controlor, da? A venit un controlor, la ora 1, a prins un pensionar și pensionarul a spus da' de ce nu veniți dumneavoastră pe la ora 4, că atunci aveți tineret. De ce veniți să ne luați numai banii? Ia uite! Banii? Uh -huh. Nu, pe bune, tu te duci acasă și dormi bine noaptea după ce ai spus... Acum eu spun ceva. Dacă e pensionar, Grăzăvia ar trebui asta. să aibă gratuitate. Poate că nu era din București. Habar n-am. n Asta era contextul da. la care am fost martor. Da, e posibil să nu fi fost din adică București. Adică ce s-a întâmplat? A, nu știu, nu știu. Da, e o observație bună, dar așa pe, pe bănuite nu vreau să vorbesc. Tot ce pot să fac este să-i deplâng și să spun că într-adevăr au avut o viață grea. Și atunci merită puțină compasiune și înțelegere. Da, e nasol, e nasol, dar nu știu, văd și la băiatul meu că este foarte pornit pe uh, pensionarii din, uh, din RATB, am, dar uh, asta îi zic pentru că și eu am o vârstă mă apropii de... <laughs> <E tate. laughs> Poate că sunt mai uh, înțelegători, mă apropii de acea parte a vieții și de asta... Uh. Ok, nu știu. Nu zic mai mult, nu te supăra. <laughs> ok, nu. <laughs> întrebam, la, la mine este un, un permanent șoc și cumva un spectacol foarte trist de câte ori mă eu pe fimea de la școală, pentru că sunt acolo cu o grămadă de bunici sau bune da. și, whatever. Da. Da. Ce e la gura lor, Doamne Dumnezeule? Deci, te i tăi cu mine de cap, nu-ți nu vine să crezi că oamenii ăștia sunt în jurul tău și că e atâta... Știi cum la meciuri ai un ligend de testosteron, aici ai un ligand de, de ură și uhum. frustrări. E, e obositor. Și lumea nu o duce neapărat de rău. Da, nu știu, acum îmi pare rău că lucrul ăsta se întâmplă în curtea școlii. Adică ar fi bine că atunci când mergem în zone de-astea cu copii să-i protejăm și să încercăm să ne abținem puțin. Cine știe? Poate că e locul ăla curtea aia de școală, nu e în regulă. Hai să revenim la rock and roll, că ne este mai. Rock direct. and yeah. roll! Bun. Deci astea erau tre cele trei forme de cenzură și ai da. zis că cea mai abrazivă era cea de la casa de de, de, de la, la Electricord. Mm -hmm. Am înțeles. Și cu toate astea au apărut discuri, adică bă, apăreau. Bă, și plus. N-am fost decât la un singur concert, da, care era fix în decembrie 89 cu Iris, dar știu povești. momentul în care intrai acolo, era pur și simplu intrai în alt univers, era altă lume. Povestea Minel că dacă, Minel Stoica, că dacă venea uh -huh. toboșaru și bătea toba în ciorapi, era un eveniment fantastic de care se vorbea o, o săptămână. Băia bătuta la toba în ciorapi era ceva mai împotriva sistemului decât că a bătut -a la toba în ciorapi. Da. Nu, nu, nu... Erau chestii de genul ăsta. Stratonele zice povești rocherești. Mult, multe dintre ele, adică, sunt ca poveștile pescărești sau vânătorești. Câteodată sunt și exagerate. Adică, aștept, Sunt foarte entuziaste. Acum sunt... nu lăsa adevărul să strice o poveste. Bă. Da. Dar, mă rog, de multe ori sunt, sunt exagerări. Sunt exagerări frumoase. Nu știu într-adevăr, era era o lume alternativă și uh, uh, vorba ta, o aproximare a ceea ce era afară. Care era diferența dintre, hai să zicem, uh, publicul de la cenaclul lui Păunescu și publicul care se ducea să cumpere bilet doar să vadă habar n voltaj sau iris? Um... La cenaclu am întâlnit ceva care m-a tulburat foarte mult. Am prima dată am auzit țipete de alea de gagice. Ha! Știi, ca la Beatles. Da, la, da, da după aceea da. am văzut la și toate știau să fac așa. Și la cine o făceau? La orice, la Păunescu, la orice, la folchistele alea cu o cană cu vin, sau la orice. La <răză> La la Alifantis, la orice Și întotdeauna, <răză> întotdeauna, întotdeauna am crezut că să ai grupis, da? da. E, o, e o unitate de măsură, n-ai grupis când prost. Dacă ai grupis deja, A, da, 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 da. Da, da, A, ok, da. Și atunci nu nu erau, nu știu, nu erau grupis, era știau să fac așa. Eu venisem cu, la un moment dat când prima dată, prima prima dată la polivalent Venisem cu uh, două fete, mă rog, una avea atunci 30 de ani și mi se părea uh, puțin trecută. Matură, și cealaltă era mai de vârsta mea, așa. Și amândouă știau să facă. <hie> <hie> știau să... Și toate în jurul meu știau să. Dar ce e asta? Și prima dată am simțit așa, în abdomen, am simțit ca un fel de rău, așa, ca un fel de uh, senzație de rău. De senzație fizică. Nu, nu mi-a plăcut chestia asta. Și după aia mi-am dat seama că lor le place, că e un fel de miunat, că e un fel de manifestare și lucrul ăsta nu l-am întâlnit decât la Cenaclu. Da, asta e amuzant. Da, asta a adică, a fost... de ce adică nu ai per... fi văzut-o la concertele cu Iris sau Barnam? Acolo ar fi fost mai firesc, cred. Nu, acolo se striga mai tare și trebuia să fie putere mare la sunet ca să îi acoperi pe toți care stricau de toate și... Am înțeles. Asta era o primă diferență. Asta era o... Da. E ce mi-aduc aminte. Știi, până la urmă, cred că asta... Cred că cenacul ăsta mai, mai mult rău a făcut decât bine, pentru că a fost un soi de... gândit ca un subterfugiu pentru testosteronul tinerei generații, care... nu... n-a nu, venit cu nimic sustenabil, ba mai mult mi-l aduc aminte, eu mi-l aduc aminte că am văzut niște filmări pe Alifantis cu mm -hmm. trăiască, la un moment dat era și Traiască, Ceaușescu Traiască și Poporul, păi stai frate ce da. facem aici? Am fost și am auzit ce, na. ce, ce e cu folcul aceea. și care e treaba cu folcul? Și nu e treaba de protej și pe bune? Îl iubim pe, pe Nicu Alifantis și Bun, îl pentru tot, tot ceea ce a făcut în afară de stroface. Mai nu știu, eu cred că oamenii trebuie să fie la înălțimea talentului pe care l-au Probabil că erau gândit ca un fel de compromis, ca un fel de hai să o fac și pasta ca să am întâlnit chestia asta fac o, o o mică porcărie dar sunt răscumpărat pentru binele pe care îl fac în rest, adică Mă ocup de rock, mă ocup de folk, le dau oamenilor libertate, le dau oamenilor uh, um, o, valori mult mai uh, puternice și poate chiar subversive și pe față să zicem că din când în când am un moment de colaboraționism într-un fel sau altul. Nu știu, nu, mai inclu incluzând și, și partea de securitate și de ciripit și așa, și partea mai pe față de propagandă. Deci le pun pe amândouă în același loc. De ce nu i-a mai plăcut lui ce Cenaclu și l-a A fost momentul acela... Mă rog, tu îi induci acum, pui o, uh, un semnal întrebării, implicit, noi știm că, a fost a fost o tribună, a, o a sau căzut ceva. o tribună în Ploiești în 85 sau 86, nu mai țin minte, anul precis, uh, și în momentul ăla a fost uh, interzis cenaclu, dar poate că a fost un pretext, așa mă gândim, putem așa mă să mă începem să ne gândim, să... E adevărat că pe UNESCO devenise foarte important, devenise foarte iubit și avea oameni care ar fi venit după el la o adică. Și s-ar putea, putea ca Ceaușescu să fi devenit puțin mai gelos pe chestia asta. Există de asemenea, nu știu cât e legendă sau cât este adevăr, relatarea că în 21 decembrie 1989, când era totul situația aceea de criză, Ceaușescu l-ar fi invitat pe Păunescu și ar fi spus ajută-mă, salvează-mă, hai vino tu că deci chiar L-a scos de acolo, din situația aceea de uh, uh, tabu, că nu mai publica, nu mai apărea în uh, viața publică, și uh, face apel la el și îi zice ajutor. Scoate-mă din situația asta, vino și vorbește le oamenilor că pe tine te ascultă, pe mine nu mă mai ascult. Deci nu știu dacă Ceea ai ce nu s-a întâmplat. Nu, n-a acceptat. Cică, mă rog, legenda spune. Din păcate, uh -huh. asta e că nu avem un. Uh, nu știu, nu, nu știu cine a fost martor la întâmplarea asta, nu știu cât de reliable e tot. În fine. Am înțeles. Dar asta e așa, ca tot așa, povești trocărești, Ca să ne dăm seama că, într-adevăr, uh, realitatea este că el avea foarte mulți. Uh, uh, grupii, mai mult decât grupii, Oameni care. Credeau în el și cu toții am avut prieteni care l-ar fi, fi urmat pe Păunescu, s-ar fi aruncat și în fântână, dacă le-ar fi zis. Poate tu n-ai avut prieteni de ăștia, dar eu am avut. Eu cred că eram, eram cam mic totuși pentru o vârstă Și, Da, da. da, da. Dar în fine, aveau, aveau, avea urmăritorii lui și adepții lui. Da, într-o perioadă în care nu exista așa social media, uite cum, da. Da, era un mare influencer. <laughs> nu știu, acum, eu mă feresc să valorizez bine rău, rău bine. Eu stau și pentru că tot ce pot să spun este la fel că, că, la fel ca și tine, sunt foarte mulți uh, muzicieni, uh, artiști, intelectuali care i-au contabilizat efectele negative lucru că se personalizează, faptul că se personalizează foarte mult cenaclu, că apare numai, la un moment dat, se produc numai versuri, trece pe versuri de ale lui, faptul că totul trece prin el și că el... De că ăla era destul de Obscen, la un Ch moment, chestia că, asta crește foarte mult cu timpul. De asemenea, faptul că nu mai conta valoarea, că conta pupincurismul. Pupincurismul. Așa. Pupin zic, așa și că să zicem că muzicieni mai slabi, cel mult mediocri, erau băgați în față pentru că erau acolo, lângă el, tot timpul și foarte fideli. Și deci se, se strică acea valoare care era la început, în primele uh, momente, când aveau cenaclu flacăra, însemnau niște întâlniri restrânse la cluba, cu un public de 20-30 de spectatori. Deci atunci era o concentrare de valoare care încetul cu încetul se diluează cu cât crește mai mult uh, uh, numărul de spectatori. Și celelalte concerte care se țineau, Iris, Voltaj, timpul noi care erau huiduiți. Da, da. da. Li se arunca bănuți pentru că atunci a dominat foarte mult. Distorsul. Uh, heavy metal. Da, da, trebuia să fie cu distorsi. Da, trebuia să fie cu distors. Și ei apăreau, reprezentau altceva, uh, se prezentau altfel, nu arătau ca niște rocker adevărați. Acum ni se par puerile toate chestiile astea. Ne ne Și sunt, da. Da. Dar a existat, asta. Și... Mă gândesc că totuși era era un fel. de eu te întreb pentru că n-am fost acolo și sunt foarte curios cum era atmosfera la concertele alea, cum ieșeai de acolo, cum te duceai a doua zi, habar n-am la școală sau la, sau la job-ul uh. de lucrări la întreprindere. După ce l-ai văzut pe Minculescu care a spus bună seara, prieteni, atunci. Prima dată, da? Um, După ce asculta, era, acasă. Era mm. un moment de. în primul rând că mergeai cu gașca și te simțeai bine. Uh, să se găsea se bere? Nu. Vodcă direct. Deci, Aha. Nu știu, poate că și cu bere, mă rog, ok. Da, dar nu, tu... dar o găseai acolo sau trebuia să intri cu ea? N-avei voie. Ah. N-avei voie, trebuia să o dosești. Și uh, personaje cum uh, e prietenul nostru Stelică, te pândea, să nu deteriorezi scaunele, să nu consumi uh, uh, băuturi și așa mai departe. Un lucru important care poate mai puțin știut, aș vrea să-l documentez, aș vrea să vorbesc mai mult cu, cu Rocker de pe vremea aceea, pentru că eu personal nu am fost din uh, uh, cercurile, cercurile respective. Erau consumatorii de aurolac. Deci, uh, noi știm că aurolacii sunt cercetorii, aia, uh -huh. sunt oamenii. Anilor 90, atunci. Uh, dar, uh, încă o poveste rocărească, încă o. Uh, pe care pot să o susțin pentru că uh, am. Uh, am auzit o încă de la început când nici nu știam ce e Aurolac, este că rockerii au inventat Aurolac. În dorința aia de a se droga și ei cu ceva, au găsit acest mijloc de a te ameți, inspirând lac de mobilă. Și mergeau la concerte cu pungile cu lac. Deci, pe vremea aceea era gândește-te, era, hai să zicem, dacă rockerii sunt o elită, era un, un, drog de elită. Am aflat lucrul ăsta în anii 80, că de aurolac că am căscat ochii, am zis, eu uite mă, ce jmecheri, s-au gândit și la asta. Și pe urmă, treptat, treptat, în anii 90, am, am văzut că se răspândește și se democratizează obiceiul ăsta. Pe urmă am făcut și un text care se cheamă Un cântec cu sarmalele reci în care vorbesc despre situația asta, în societate și e o metaforă, nu-i așa, despre cum încercăm să scăpăm prin evadare de realitatea acea cruntă. Este unul dintre, adică singurul cover al trupei, după Cocaine, și ei au scris o scrisoare lui JJ Kale, ca să poată să... Aha, ok. Vrei să-ți povestesc? Da, te rog, Povestea te, rog te rog, te rog. Deci se întâmpla, discul a apărut știu, în 96, știu piesa. 96, și să zicem că ei o cântau un concert de cam din 94-95. Pe vremea aia era un delay până să apuce să se înregistreze. Era un buni în care tu aveai un playlist și îl cântai. Și uh, ei au scris, mă, uh, au zis la un moment dat, dacă vrem să tragem în chestia asta, o să fie probleme de drept de autor, hai să scriem lui J.J. Kiel, care în perioada aceea, Îți trimis-o de peșă scrisă de mână, că nu da, era e mail O scrisoare. Uh -huh. Descrisă de mână, în plic, băgată. El, în ultima perioadă a vieții, devenise un pedagog. Era foarte de. pe lângă că era un mare guru al bluzului, devenise un uh, format tineri. Avea o școală, avea. Uh, era, avea activitatea asta. Deci, noi nu, nu mai era. Nu e, hai să zicem nu știu, Eric Clapton sau Bonamassa sau bă, alții bă, nu au aspectul ăsta, nu au latura asta. Nu știu, poate dau și ei lecții în privat. Dar el avea școala lui, avea un rock school la lui. Și bă, el s-a bucurat foarte mult. România, da, nu știu, nu îmi plătiți nimica. Sunt foarte... Și a venit, a trimis o scrisoare pe care noi... Uh, De unde am... Dumnezeu ați aflat adresa? Nu știu. Iordache a aflat-o. Ah, ce da. tare! Da. da. Nu știu. Ia trimis de pe un dis, nu știu. Mi-aduc aminte că am fost la câte, adică erau cântări sarmalele reci adesea la Ion Creangă și vedem destul de a des acolo. Au fost trei săptămâni la rând la Ion Creangă. Cred că la două am fost. Mamă, ce să zic. Da, păi, Dachie, da că... Era mare lucru, da. A fost destul de bine pentru că era o anumită ritmicitate care, fie vorba între noi astăzi, ne lipsește. <laughs> da. Ne lipsește... lipsește trupei, să zicem, că are concerte mai rar, dar. Am văzut că ați făcut o petiție să-l aduceți pe dacă Am făcut-o eu. <laughs> am făcut-o eu. Lucrurile sunt complicate, nu e așa de ușor. Dar există speranțe și știu că am și. ești asta o tehnică de PR, nu? Da. PR pentru ei, ca să pentru le ei, arăt pentru... că lumea. Ține la începuturile alea. Și um, um, un lucru pe care aș vrea să-l spun este că, spre deosebire de multe alte situații din uh, muzica românească, în care trupele se despart, se fracturează și există divorțuri celebre și nu și mai vorbesc și se atacă unii pe alții în. Uh, presă, ei s-au despărțit amical și și-au văzut de drum fiecare în felul lui și că Sarmalele Rece, acum, fără Iordache, continuă să cânte compozițiile lui pe lângă, și pe lângă cele ale lui Zoltan și ale lui Emil, dar sunt compozițiile lui Iordache care au fost succese la vremea lor. Țara te vrea prost, uh, uh, Șpriți de vară, Violeta. Violeta, Violeta, da. știu. Da, astea Preferă sunt, să zicem, cele mai hiturile, să zicem. Și sunt ale lui. Violeta duce la la gunoi da. Ne-am distrat foarte mult când am... Da, clar, clar, dar și imaginez, și cred că mai plăcea foarte tare piesa cu Saspargașca. Aia e a lui Emil, care e o chestie e pe care am încasat-o și eu la un moment dat, știi, în evoluția mea. Am dat, na, eu okay, am avut chestia asta. Am vrut să scriu cântece despre exil, despre emigrație, spuneam. Am avut Emigrant USA pentru timpul noi. Foarte bună piesă, da. M-am bucurat foarte mult. Mi-am luat pick și am reascultat vinilul zilele astea și am dat și să. Și am vrut aia, să da. mai scriu despre emigrație. Acum, mai nou, am văzut că și... De ce să mint? A fost și Adam Ilea, a scris despre emigrație, a scris Săracu Berinde, Nicu Cova, ce-au povestit pe experiențele lor de pribegie. Poate mai sunt și alții și îmi scapă, dar sunt foarte puțini. Acum mai nou, pentru că avem diaspora, pentru că avem foarte mulți români afară, a devenit interesant și poate chiar comercial să scrii despre românii de afară și ce greu e și vai, vină înapoi și nu știu. Da, nu, bănuiesc că n Da, Dar eu mă bucur, bu adică... Bocitoarele care trebuie să-și exprime... Nu spun fun. asta cu, cu reproș, mă bucur că s-a deschis uh, și canalul ăsta pentru, pentru emigrație și pentru problemele ei. Uh, dar a fost multă vreme, am fost puțini care ne-am gândit la chestiile astea. Erau interesanți aici. anii 90 și acum dacă stau să privez retroactiv, cred că libertate, ok, o avem și acum cu siguranță, dar atunci era un, un, nu numai că o aveai, dar o și experimentai și o încasai din plin ceea ce îți dădea, era și mai tineri. Așa da, este. Dar ce îți și... dădea... În toată negura aia a problemelor sociale și politice care se întâmplau atunci, PSD, Constantinescu, Convenția Democratică, da. mineriade și așa mai departe. ele da, nu erau așezate ca acum, nu știam ce o să urmeze. Deci, noi am prins prima, primii ani ai noștri, erau sub Iliescu și, cum să zic eu, mai exista încă URSS. Adică lucrurile nu erau clare și era primeam amenințări cu moartea, era, era destul de complicat. Astăzi... Cum adică primeam amenințări cu moartea? Asta nu da, știu. Da, în România Mare erau din astea codificate, că să mergem la voi, la mormânt și... La voi, la... La Sarmalele Regina. Serios? Asta da, nu da. știam. Ar trebui să găsesc. Cred că dacă există într-o... Trebuie să citești toate ordurile alea, pentru că nu spunea niciodată pe față, deci dacă ții minte... Alcibiade și România Săptămâna pe scurt. Deci nu era, erau metafore din astea mafiote. Nu ziceam vreau să vă omor și așa mai departe, ci erau cu atât mai sinistre cu cât erau spuse codificat și metaforic. Cred că unul din cele mai mari rele pe care omul ăsta a putut să le facă, vorbesc de Vadim, Vadim. Tudor, mm -hmm. a fost să, să aducă discursul public la un nivel foarte jos. Adică mă îndoiesc că noi ajungeam la, băgăm un bip aici, la PSD, uh -huh. dacă nu aveam un Vadim în background. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Nu m-am gândit. Adică e... ce, ce știam că este un limbaj al birjarilor, da, nu m-am gândit. Acolo vezi oriunde, în stânga, în dreapta, lipit. A contat și el. Așa ori, e, așa e. Tațări. Îți dau dreptate. Îți dau... Sigur, sigur, nu m-am gândit, da, dar e observație bună. Complet. Da. În fine, da, pe de altă parte ar... erau anii 90 în care eram foarte fericiți la concertele cu sarmalele reci, tectonic, ce Dumnezeu mai vedeam atunci, Vank, Zob și... Mm -hmm. da. da. da, da, sigur, sigur. Wow, ce, ce, ce bucurie de a fi. Sigur. Pur și simplu. Vița de vie începuse și încă nu era despot, am fost la concertele cu un... Am, am uitat ce mai face vocalistul ăla. Dar... Și Mulți alții, am pomenit-o pe Ada Milă din Auri. Că... Sau zeu, am reascultat de curând niște viniluri din anii 90, Comando, Esperando, rotile da, de viniluri. Da, aveam prieteni la Esperando, eram prieteni cu ei. E, era, în afară de, de timpuri noi, Uhum. vinilul cu bebelușul, care s-aude acceptabil. A, ah, îți spui de cum era tehnica de înregistrare. Deci, cumplit sau auzeau cumplit. Cumplit da, că... și acum nu știu, adică să vrei să faci un sunet atât de proșinuție. Așa este, așa este. Și am, am prieteni pe Facebook care laudă, de exemplu, Țara te vrea prost, care are un sunet prost, e mixat prost și știu că ei au fost foarte nefericiți. Și eu le spun, nu e așa că se aude mizerabil și ei spun, nu, 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 pentru că e efectul timpului, este pentru că e efectul de anii 90. Lasă nu să înțeles. fie bine așa. Beatles-ul la mono, da, ok. Pa, na, ok, nu știu, pentru că ei după aia s-au au, -au îngrijit să tragă în concert. Deci ei au o, o trupă care... Mă rog, acum au 20 și de ani și au învățat să facă și mixaje ca lumea în studio, dar multă vreme n-au știut și sunau un concert, aveau o dinamică nemaipomenită și ziceai wow, ce trupă, de, de ce nu se aude așa și pe disc? Și uh, asta a fost o întrebare care ne-a frământat mult, mai ales pe ei, că sunt muzicieni. Pe mine mă interesa să se audă textele. <laughs> asta era important pentru mine. Într-adevăr, mai era și chestia asta: că la multe nu se auzeau, la alte trupe nu se auzeau textele. Aș vrea să nu depășim așa ușor perioada 80. Spuneai în articolul tău că ți se pare cumva nedrept că rockerii acelor vremuri nu intră și ei la ceea ce se numește un tip de dizidență. Da. Am spus lucrul ăsta. Um, hai să zicem că încetul cu încetul s-a rezolvat. Multă vreme mi s-a părut... Acum suntem în 2019 uh, rock rocul egal pentru... în discursul public, în opinia publică roc egal, lupte, libertate, protest și așa mai departe, pentru că am crescut noi, generația noastră, am ajuns la putere și am impus standardul ăsta. Și, uh, din Pricina asta s-a întâmplat. Dar, al minteri, eu am suferit de chestia asta. Am fost un grupii al, al trupei timpuri noi și pieram uh, tot timpul cu ei, mergeam la sala de repetiții, vedeam când au probleme, îi vedeam cum sunt timorați înainte de uh, întâlnirea cu comisia, cu audițiile și așa mai departe. Și uh, pe urmă. Mă rog, erau și alții, împărtășeau aceeași problemă. Deci tu, când vorbești de uh, uh, rocării anilor 80, vorbești uh, exclusiv de muzicieni. Mă, a, da, ok. Și se poate extinde și la... La spectatori, e, e Încerc, Încerc să mă prind da, de da, unde da. venea dizidența acolo, știi? Și uh, încerc să, să păi, iau... Păi a... intrai cu aurolac la concert sau cu vodka. <laughs> era o formă de dizidență. Da, 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 era, nu, ca, ca, era ca și cum scuipai pe, 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 da. pe, cum îi zice, pe tablou cu ce la școală. Iune, era totul foarte stresant, erau multe constrângeri, era vorba ta, venea la tine și te punea să stai jos Apare chestia asta în filmul Leto, în filmul ăsta rusesc despre rocul din Leningrad. Trebuie să-l văd. Nu? Așa, în care erau printre primele scene. Este chestia asta cu oameni care se agită în sală la, la concert și vin tovară și și așa stați jos. Nu. <laughs> <laughs> nu vă agitați prea mult. Într-adevăr, era și atmosfera asta și, în general, chestia asta cu aspectul fizic care astăzi nu mai e atât de importantă. Pe vremea aceea orice accesoriu puțin mai diferit îți atrăgea tot felul de admonestări. Pensionarii cei drăguți de pe vremea aia ajungeau chiar să te alerge și să când momentele alea când cu bă bătaia luată de la minerii în 90 este o, un apogeu, e o culme a unei întregi situații de astea așa. de Deci am povești cu rocări care au fost alergați de către cetățeni respectabili care nu erau de acord cu modul lor provocator. Dar asta te întărâta și mai mult. Și îți mai băgai un cercel în nas și îți mai scriai cu pixul ceva pe geacă. Și Ai trebui. avut? Nu, n-am avut. Nu, n-am avut. N-am fost cu chestii de-astea, nu știu. Mă gândeam, eram... Uh, n-am distonat foarte mult la aspectul fizic, să zic. întreb toate lucrurile astea pentru că tu odată ai fost martor uh, foarte direct la acelor ani, uh, unul la mână, doi la mână, mie îmi place să, să pun toate treburile astea, poveștile pe care le spunem aici, într-un context mult mai larg. Exemplu, contextul foarte larg este că tot ce s-a întâmplat, ok, din anii 50, generația beat, pe urmă am avut anii 60, hippie, libertate sexuală, socialism, tot soiul de cauze și așa mai departe, Unul din, una din cele mai bune explicații este că peste 50% din populația globului avea sub, 50, sub 25 de ani. Și asta este o explicație a tot ceea ce s-a întâmplat. Lucrurile, bineînțeles, au mers mai departe, dar în Anglia, să zicem, sau în America, au avut contextul corect. Spre exemplu, Rage Against the Machine se vede limpede, este o trupă socialistă, este o trupă comunistă și ei pentru asta luptă. Îmi povestea un prieten care a stat vreun an sau doi în China, că a găsit acolo un mic băruleț de punk, unde se cântă punk chinezesc. Iar proprietarul bărulețului are o, o trupă de punk care este o trupă pro-democratică. Pentru asta există, asta este menirea lor de a cânta. Cântă pro-democrație. Și aici uite ce interesant, în America ai raging de mășini care sunt comuniști? Bine, cred că nu sunt comuniști, cred că sunt foarte de dreapta în momentul în care se plătește fiul la concert, dar asta este altă discuție. Sau ai Messi Vatea care și ei sunt niște socialiști, ok? Ai, ai treaba asta, pe de o altă parte, fix, același ambalaj muzical, în partea cealaltă parte a lumii, îl ai în contextul ăsta. Băi, o trupă o, o hardcore punk pro-democrație. Libertate de expresie, drept la vot și așa mai departe. Uite, chestiile astea sunt uh, uh, greu de uh, valorizat. E greu să le pui într-o ecuație sau să le polarizezi. Să le polarizezi stânga-dreapta. Uh, pot să-ți dau un exemplu de. Pe, pe mine mă interesează foarte mult uh, 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 curentele autohtone, tipic românești. De-aia -am, uh, am studiat uh, folcrocul haiducesc pentru că este o dezvoltare foarte românească. Nu este. El seamănă, ajunge să semene la, uh, ca, uh, ca aspect, ca. Discurs și ca fantasmagorie, așa, ca uh, ambalaj fantasmatic cu heavy metalul. Cu stilul ăsta gotic, cu tot felul de. Uh, uh, mă, mă refer la conținutul textul, stelor, mai ales. Mai puțin la partea muzicală, hai să zicem că prin Nicu Covaci se, se, și urmașii lui, cei mai tineri. Gen Bucovina, nu vine altă trupă, acum, să zicem că. Urmează filonul ăsta, ok. Așa. Se, se, se apropie de heavy metal, dar în momentul în care apare, nu e. Ei nu erau heavy metal. Sergiu Malagamba, care este o dezvoltare românească, malagambismul, pe vremea aia e adevărat. După aceea mă întâlnesc cu oameni care, ca și tine, știu muzică și știu curente și îmi spun, uite că erau swing kids în alte țări, erau stiliaga în cu RSS, și sunt oarecum niște chestii uh, uh, care se întâmplă în același timp. Sincrone, cum se zice. Da, ok, uh, e adevărat, dar fenomenul Malagamba crește endemic în România, în București, uh, uh, în Bucureștiul războiului și după aceea uh, post-belic. Eu nu știu ce e fenomenul Malagamba. Malagamba era un șef de orchestră. Ok. Cânta jazz. Ok și după aceea mare compozitor de muzică, hai să zicem, ușoară, de estradă. Cred că găsești și cântece cântate de Gică Petrescu, sunt pe YouTube sau. Uh -huh. În fine, de o căutare. El se îmbrăca foarte fisticiu, se îmbrăca un dandy. Era un fel de dandy, dar și-a dezvoltat stilul lui. Nu știu, că pe vremea aia nu era televiziune, nu era YouTube, nu, nu, nu era știu... Era o boiemă a Bucureștiului. Dar nu, nu știu o. cât de mult se gândea el să fie sincron cu vestul, sau... E adevărat că e pasionat de jazz și așa mai departe. Probabil că ceva ceva știa de Zut sut sau alte mode care erau atunci. Și ce se întâmplă este că toți tinerii din boema bucureșteană încep să se îmbrace ca el, să poarte croială malagamba. Și apare malagambismul. După război, el, în timpul războiului, scuză-mă, el i-a arestat de... de Antonescu sau de legionar, nu mai știu. Pentru că avea un mesaj care îi moleșea pe tineri și nu îi, îi făcea, să zicem, pacifiști. Niște nu iar, se mai înroleau. <laughs> și atunci el cade prost pentru regimul legionar. După aia vin comuniștii și dintr-o dată el cade bine, pentru că a fost uh, ilegalist. A făcut pârnaie sub uh, Antonescu și îl iau în brațe și îl pun uh, șef de orchestră, face turnee prin URSS, ajunge bine. Pentru că nu se astâmpără, el vrea să asculte jazzul lui și se duce la ambasada americană sau cu alți oameni care făceau trafic de discuri, ăștia îl filează, securitatea, și prin anii 60 mai face o dată pârnaie. Deci ce e omul ăsta? Este comunist, anticomunist, legionar, anti... Ce este? Este un om care vrea libertate. Deci asta este și ce apare după el, folchiștii ăștia cu, cu haiducia, ei vor haiducie în sensul de libertate, așa cum vroia și ăla. Ăla era un tip care nu avea o ideologia lui. Ideologia lui era, yeah, swing, let's dance. <laughs> voia să se simtă bine și uh, voia să propage un mesaj foarte simplu de deschidere, de simpatie, de uh, divertisment, de bucurie, și asta se pare că acest lucru simplu, atât de lipsit de. atât de frivol, în, în definitiv, îi, îi enerva pe toți, îi enervează toate regimurile. Firescul, simplitatea, bucuria de a trăi, ajunge să devină super mesaje contundente și. uite, așa se întâmplă. În dictaturi nu nu fac bine. <laughs> tu știi foarte bine. Asta e o întrebare care mă tot animă. Știi foarte bine Beatles. Cu siguranță știi foarte bine Beatles. Uh -huh. uh, știi foarte bine și Radiohead. Mai puțin bine. Dar uh, Zoltan uh, ne-a deschis de mult mintea la Radiohead. Ne -a, uh, el a ascultat. Uh, în general jaziștii sunt cu Radiohead pentru că ei au, uh, au preluat niște uh, farafa stăpâri de alea cum... Modale, da. Modale, okay. Modal, Nu da. sunt de specialitate. Da, fac niște ciudățenii de alea. Nu, nu, da. cântă, nu, nu cântă gamele normale ca toată lumea, fac niște combinații de tonuri, de, de acorduri care... te. Senzația aia de plutire, știi? Senzația aia de plutire pe care o găsești, să zicem, la Miles Davis sau la Joe Coltrane, Știi? Wow okay, și Radiohead. Okay, okay. da? Că te bagă într-un mic solidian wow. de la așa și... Abisal. Da, într-un abisal de la wow, adică... Mm. Îți dă... Aici, exact asta este fix întrebarea mea. Cum Dumnezeu s-a ajuns de la bucuria de viață a Beatles-ilor, Rolling Stones, ok, la, la niște unii care marketizează depresia? Uh, și am să spun o chestie. Mă uitam la un, la un podcast cu, cu David Roth fostul vocalist de la Van Halen, uh -huh. care explica foarte interesant de ce a avut Beatles foarte mare succes. Pentru că s-a cântat pe două voci, una era lui Paul Măcarnic, care era întotdeauna cu zâmbetul pe buze și cu bucurie, uh -huh. peste care se suprapunea mai melancolicul John Lennon. Și a, a, această combinație, uh -huh. a, a, pur și simplu, a, a fost. Da, Ce-mi place mie uceritare. și la Clash, de exemplu, la Clash e aceeași o, o acolo. Da? E un o voce. Așa, London Calling, da. De -o da, da. Deci e Strammer și Mick Jones, care sunt două voci contrastante. Unul este o voce uh, dulce, plăcută, puțin uh, mai tinerească, mai uh, veselă, și altul are o voce vehementă, guturală, care să zicem că îți dă sentimentul ăla de... Uh, noi îl definim ca punk, dar punk are, are ambele. Are, 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 ambele. Deci asta e, da, într-adevăr, e o rețetă bună. Nu, așa este. Nu știu, poate și ABBA, Combinațiile de voci sunt mișto. Când astea două voci, nu știu, B-52s, care sunt două, două gagice care fac armonii interesante. Da, mă rog, ce încercam să explic da. este că Beatles a avut și, și abisalul și melancolia asta da. incorporată. Cum s-a ajuns să rămânem doar cu ea? Adică, eu, eu nu pot să ascult Radiohead, pur și simplu. Adică mai bine îmi pui o manea, jur. Îmi pui o manea și nu mă deranjează. Când, când da complet complicat și îmi strică ziua, adică pe bune, chiar vreau să mă bucur că m-am trezit dimineața, mi-am făcut o cafea. ai ascultători care sunt fan radio. Știu, știu, știu. pierzi dacă spui. Dar tu ești sincer și de asta ne, ne ascultă lumea. și nu, ceva s-a întâmplat pe drum, adică... Nu știu, e... e o... Foarte mult de constructivism. Ce m-a pus pe mine pe gânduri a, a fost că ai zis că marketizează, că ei au un plan de marketing, că au și ei uh, ceea ce, cum să zic eu, Radiohead e cunoscut ca fiind o trupă mai puțin comercială, adică e probabil că și-au găsit o nișă lor, e adevărat că ei merg foarte bine pe uh, pe mesaje din astea în care spun că sfidează piața și sfidează. Uh, câștigul imediat și să spunem că un anumit public e îndeajuns de fascinat și de chestia asta. Da, eu nu știu, dar la întrebarea ta cum s-a ajuns să... Pentru că e și asta o... E și asta o parte a vieții noastre. Și depresia, și tristețea, și sentimentul ăsta, așa. Ți-ți e... 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 Și, am un și... cântec și despre vocitoare. <laughs> și, și mai mult decât dacă m am amuzat ironiile istoriei și dacă m am amuzat ceva la, la Radiohead este că a fost o campanie la ruși să nu iei droguri sau ceva de genul că poți să ajungi foarte nasol. Și-au furat pur și simplu o poză a băiatului ăsta de la Radiohead, al Tom Tom, da. Da? Și-au și 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 folosit-o pe o poză de... Uite așa ajungi. Simpatic, <laughs> da. Mi s-a părut Are... ok numarul și Are și o asta. față, da. <laughs> 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 da, mișto. Da. Nu știu, acum bocitoarele nu trebuie să-ți placă. Ele apar într-un moment uh, în care îți plac atunci când îți, să zicem... Ți s-a întâmplat ceva foarte nasol și ele îți mai alină uh, durerea. Probabil că asta e și funcția uh, muzicii astea mai depresive, mai triste. Știi, mă mai surprinde o chestie și anume că toate nenorocirile pe care le ascultam noi acum 20 de ani corn, nine inch nails, Metallica dacă vrei, băi, destul de b b abrazive pentru, pentru ureche, știi? A ajuns astăzi mainstream. Mă cum ați ajuns mainstream, că era pe o chestie de supernișă? Acum, asta, chestiile astea ar fi bine să le discuți cu un uh, muzicolog. Tot ce pot să -ți spun e să-ți ex relatez experiențele de ale mele. Eram în anii 70, uh, un prieten avea discul Înaintea uh, de Opera. Și. Uh, Queen. Queen. Uh, mi se pare că e chiar discut de debut da, ăsta cu coperta albă cu la mijloc un desen uh, foarte baroc, așa ca o stemă uh, monarhică înaintea de opera și uh, cel mai celebru cântec în 2019 este, de pe el este Bohemian Rhapsody mie îmi plăcea cel mai puțin Bohemian Rhapsody uh, pentru că mă speria era foarte complicat, eu eram foarte mic, mă, rog, eram mai mic pe vremea aia și voiam cânte cele uh, mai, prietenoas. mai, prietenoase. Și eram speriat și pentru că avea aspectul ăsta sinfonic, dădea dintr-o una în alta. Un acolo, Mă, mă trimitea și cu mama mia Figaro și cu tot felul de alte situații care astăzi sunt, uh, toată lumea zice, Mamă cât de mișto este, simfonic. wow, că ce complexitate uh, și uh, aud atâtea variante și atâtea preluări și stau și mă gândesc ce s-a întâmplat, că pe vremea aia era o ciudățenie, pe vremea aia pe mine mă speria, voiam să trec la cântecele următoare, să mă destind un pic, dar asta uh, 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 e sentimentul pe care l-am, s-a întâmplat ceva, oamenii au uh, devenit mai toleranți cu sunetele alea care pe vremuri ne, ne ne înspăimântau un pic sau ne dădeau disconfort. Nu știu. Cel mai tare m-a amuzat să citesc o... M-am găsit pe net, era pur și simplu pozat, cred, o cronică de disc într-un New Musical Express al anilor 80. Uh, nu știu dacă știi The Fall. O trupă Punk, post -punk am am, am, de, am da, ascultat de curând, chiar am ascultat de curând. Uf, foarte zicea? mișto trupa, dar destul de indigestă, e. Cronica era făcută de Samantha Fox, care spunea și tâmpenia asta. Mă deprimă, nu poți asculta ascult așa ceva, știi. Și mă punctă, băi, o reacție sănătoasă totuși, adică bă, stai mă un pic, ok. Da, ascultam și povestea asta, dar bă, parcă... Nu, no, ea cred că era guest sar acolo și e, spunea lucrurile Era gestar, da, dar, dar a spus-o, adică era de onestitate și na, vocalistul ăla frazează așa de... Bine, curiu. bine, bine, Samantha, ok, bine că știi tu să cânti. <gântu -i> ok. <gântu -i> da, a fost de curând, au fost la... Cred că la Slatina au fost acum câțiva ani țâțele anilor 80, Samantha Fox și Sabrina. Da? Le-a dus primarul, probabil, pe bani a fost, okay, da, okay. Da. Că au fost. Ok, ok. Părerea că n-au fost. Tu îți dai seama cum a fost, cum trebuie să fi fost la concertele alea? La Slatina, Samantha Fox și Sabrina și publicul de seama. acolo și playback Nu-mi dau de... seama, nu-mi dau seama. Nu, nu știu, nu-mi dau seama, dar probabil că ele au în continuare fanii lor, sunt nostalgici, sunt uh, anii ei au însemnat ceva și... Uh, mă rog, nu știu. Nu... Uh, da. Îmi <laughs> uh, pare bine că merg în continuare și că lumea le ascultă și că sunt în continuare. Adică, de ce Madonna da și ele nu, în definitiv? Că da, correct, Madonna s-a tot reinventat, a tot făcut uh, tot felul de... A știut marketing mai bun. A știut marketing mai bine. Alte cântărețe s-au pierdut, n-au știut să se reinventeze, să-și schimbe. Mie mi se părea mai. Era o cântăreață americană care pornise Paul Abdul. Știa coreografie la fel ca Madonna, poate chiar puțin mai bine. Era dansatoare, în primul rând. Era dansatoare, dar și Madonna era dansatoare. Ea, ca la pornire, a fost într-un corp de balet. Și uh, acum o mai văd în jurii de-astea, pe ea, Paul Abdul. Dar era, într-o vreme, îmi plăcea foarte mult. Era bună. Avea o, o voce distinctă. Uh, o, ia, A avut și clipul ăla cu Motanu, care era o animație destul de șmecheră pentru anii 90. Da, da, da. da. Cred, adică, cred că atunci încă străgea pe peliculă când se făcea. Da, era... ah, corect, corect. Era o realizare, era într -adevăr. o realizare, da. Da, nu, e foarte greu. Bărbații au o anduranță mai multă. Pentru femei e și marketingul ăsta tâmpit. Că dacă, ce s-a întâmplat cu Kim Wild, că a, a, a promovat aspectul ăla așa de, de, de fată nevinovată și. Top ce gang faci, girl, ceva, ce, ce faci când împlinești 40 de ani, că nu mai ești și ai nevoie în continuare? Trebuie să. Și e o tâmpenie, e o chestie de genul ăsta, poate puțin sexistă, poate o să se discute, poate că nu, nu mă pricep eu să exprim lucrurile. Hai, uite, astea. Kylie stă bine. Kylie Minog stă bine încă. Kylie Minog a reușit să facă lucrurile astea. A trecut din aspectul ăla, a făcut un pas. A fă... Era fata aia cu dințișori din anii uh, 80-90, care mă părea candidă și aspectul ăla adolescentin, și la un moment dat s-a a, făcut, a devenit divă, nu știu, a sfătuit-o cineva, e, e nasol. Adică, în definitiv, sunt, sunt aceleași. Sunt, ar, n-ar trebui să conteze atât de mult aspectul ăsta. Uf, aberez, nu mă pricep la... La zona asta, Deci, de Te-ai -te băgat în showbiz, te-ai băgat în muzică și așa, dar nu, asta cu marketingul nu... Da, ok. Nu, înțeleg. Da, nu, e, e, e trist ce se întâmplă, e trist că bărbații sunt favorizați din punctul ăsta de vedere. Adică te duci la Rolling Stones în 2019 și ei fac. se bestializează și Mick Jagger dansează la fel ca acum. Păi, 50 și cânta impecabil. Cântă pe wow, că... wow. Așa? Acum cu bătrânețe a început să-mi placă mai mult Rolling Stones. Tot ascult o soiul de Rolling Stones foarte vechi. Băi, wow, ce, da. ce Le treabă. le-au făcut ce... pe toate, le-au făcut pe toate. Da, aștept, eu, am văzut uh, o cutie care costă 2500 de lei, da? Cu toate albumele de studio al Rolling Stones. Aștept ziua în care o să am banii smos meu. Cu toate vinilurile, yeah. toate vinilurile, albume de studio exclusiv fără live-uri. Bun, bun. Da, și cred că cred că e sub 100 de lei albumul, probabil. Păi, nu știu să le număr niciodată, dar se și-aud într-un fel și... Ok, am luat pickup și mm -hmm. eu și cu fimea colecționăm viniluri. Mm -hmm. Eu am urechea foarte hârjită, ea are doar 13 ani și are altă ureche, mult mai, mult mai fresh, mult mai proaspătă și atât de fresh și de proaspătă încât mi-a spus că James Hetfield uh -huh. reprezintă o medie a tuturor vocilor din heavy metal pe care i-a le-a ascultat. Deci mi-a spus asta. Pur da, și simplu. interesant. Da, așa mi s-a părut și mie, foarte păi, interesant. da, e o reprezentare foarte mișto, pentru că cam așa este. Și mi-a mi zis... În heavy metal uh, metal să când ori așa sus de tot, uh, ori uh, 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 vocele alea... Da, uh, da, și po. a la găsit pe, ca, urșii, pe și hateful, ca o medie, da, da în toată da. treaba asta. Și uh, a ascultat, eu tot explicam de sound-ul vinilului, care este mult mai... Uh, mult, mai cald, treaba asta cu analogul, eu tot i am explicat treburile astea, până am ascultat, pentru că am, cred că am vreo două vinuri cu Rolling Stones din alea bulgărești rusești, uh -huh. și am pus Painted Black. Uh -huh. Și când a ascultat Painted Black, mi-a spus, îmi dau seama ce mi-ai spus pentru că ea știa Painted vrea foarte bine. După ah. până pe 3 CD pe Spotify și așa mai departe. Și Când a ascultat-o pe vinil, da, dar pur și simplu, pur și simplu sunt parcă dispersate instrumentele cumva. Auzi altfel tobele, auzi altfel basul, auzi, e, e cu totul altă treabă. Uh -huh. Iar treaba asta cu vinilurile a revenit fix de la moartea lui Bowie. S-a întâmplat o chestie fascinantă din punctul meu de vedere. În momentul în care Bowie a murit, vinilul lui s-a vândut foarte bine, vinilul. Da, da, ceea da. ce a ridicat piața de viniluri da, la da, da. încasări, a avut în 2017 încasările din viniluri în toată lumea au depășit un miliard de dolari. Lucru care nu s-a mai întâmplat din 1992. Și... O, o, da, da, da. Ce chestie. Da, și există ceea ce se numește undeva în aprilie... Record Day, nu, Record Store Day, în care în câteva capitale din, din, toată lumea, începând de la New York, Tokyo, Londra și probabil o să se întâmple și la noi, îmi place să cred, se încurajează cumpăratul vinilurilor de la magazinul din colț și în acea zi, care basically se duce pe o săptămână, apar tot soiul de, de, de treburi de astea, de viniluri de colecție, Ediții speciale doar pentru ziua aia, și așa Acum mai departe. Acum e. și costă mult mai mult. Că înainte în vinil era vreo 10 contextul dolari. Contextul este ăsta că a, te -a discul nu mai constituie astăzi un suport de stocare a, a, a informației muzicale, să zic așa. cum a fost multă vreme. Acum a, cu MP3-urile astea și cu alte forme de, a, de stocare. A, Hai să spun clar că se duce pe online tot Și uh, eu de multe ori vorbesc cu uh, prieteni și întreb, uh, de când ai mai ascultat uh, muzică pe de când ai mai ascultat muzică pe disc, indiferent dacă este CD sau Vinil. Și îi spun, domnule, nu, cumpăr discul, dar uh, ascult de pe calculator că muncesc sau nu știu. Și atunci vinilul a revenit și ca un obiect frumos pe care îl faci cadou. Sau... Adică te încântă că vezi boxul ăla și zici uh, hai să-mi cumpăr o colecție. Deci e, e, și, uh, e, și, un obiect frumos. Știi, arată. mi se pare că florile, cărțile și vinilurile întotdeauna, în o casă, fie că este una mai de lux, fie că este un apartament mai mic, dau o, o chestie de design foarte... Dau e o... și chestia asta. Mm -hmm. Probabil că caut ier. explicații, dar poate nu e cea mai bună. E la prima mână. M-am gândit la ce ai spus tu, că am revenit la situația de dinainte de compact disc, oarecum, în vânzarea vinilurilor. Și poate și fi și asta o explicație. Eu mă bucur că au revenit, mă întristesc că sunt foarte scumpe, adică fă, am, luat, am luat un Guns N' Roses uzior Illusion, am dat 200 de lei pe el, Doar pe, nu User Illusion, uh, Appetite for Distraction, uh -huh. varianta are, nu, nu vrei să știi cum arată înăuntru și ce, adică Trium sunt două viniluri în buclet, în și este un vinil fața A, fața B, al doilea vinil doar fața A, pentru că fața B nu mai sunt piese și îl întorci în lumină și tot îți scrie Guns and Roses, sunt tot soiul de aia. da, da. Ce el frumos. fiind doar zgâriat și tot felul de țăcănel, și... da. Țăcănel de astea de marketing, da, da fac viața mai. Vinilul face viața mai frumoasă. mi a plăcea foarte mult să Și pentru graficieni, toată suprafața aia mare reprezenta ceva. Există o întreagă arta care s-a dezvoltat, arta copertelor de disc care a, dintr-o dată, în vremea CD-urilor s-a sintetizat și s-a simplificat foarte mult, pentru că nu mai ai uh, toată paleașca aia pe care să-ți dezvolți creativitatea. Eu mi-aduc aminte când, uh, cred că avem vreo 16 ani și un vecin avea uh, casetă originală uh -huh. dăduse 400 de lei pe ea, în condițiile în care un salariu era 2000 de lei, uh -huh. dăduse 400 de lei casetă Iron Maiden Somewhere in Time, casetă originală și avea, era, yeah. se desfăcea povestea aia, da, da, da. grafica aia se desfăcea uite așa și pe partea alta avea vizionat, era o nebunie totală, n-am vrut da, să da, da, mai da, da. i-am dat-o până la urmă înapoi, dar greu <laughs> Doamne ce nebunie plus că mai e o chestie cu vinilocul a asculti ascult tot albumul dacă îmi pun, de obicei merg cu căști pe stradă, pe unde mai merg și îmi pun piese în de pe diverse albume nu, pe vinil asculti albumul și, și îmi, place, îmi plac foarte tare Habar n -a, dacă sunt bătrân și nostalgic acum, dar îmi place foarte tare dacă vorbesc cu tine, de pildă, despre un album Black Sabbath să spun, băi, piesa 3 de pe fața 2, aia e. Și pentru că așa și așa... N-am mai contat ordinea de la un moment dat. Nu mai așa Așa este. Ai spus un lucru adevărat. La un moment dat, numai, albumele sunt random, nu mai știi, probabil că așa cum le preia calculatorul, nu, nu, nu le mai ia în ordine, nu știu ce se întâmplă. Și, într-adevăr, albumele de pe vremuri, așa au fost ele gândite, să aibă o dezvoltare, să aibă o continuitate, să fie o poveste. Și un da, obiect în mână. Nu neapărat o colecție de piese muzicale, ci o, o poveste în sine. Era moda rock-ului progresiv, care era gândit tot așa, sinfonic, programatic, să fie o desfășurare cu climax, cu deznodământ, cu nu știu ce. Nu, dar imaginează că avem o discuție despre, hai să zicem, canta fabule, știi? Da. N, -n, n ai cum să nu ți-l imaginezi ca atare. Da, corect, numai sub formă de vinil. Eu am ascultat canta fabule prima dată fără copertă, pentru că se dădea în uh, pungi. Au a suplimentat, uh, ei plecaseră, nu mai erau, erau, uh, apropo de povestea aia cu cenzura Uh, electrocordului. Uh, S-au făcut bani buni pe discuri vândute la negru, le făceau, că aveau matrice aveau totul acolo la electricord și le, le vindeau și muguri de flu, eram tot așa. Adică nu, pe aia... Uh, deci, tu spui... Că da. Electrocordul vindea discuri la negru. A fost o chestie Înta... pe care a reproșat-o Nicu Covaci când s-a întors și le-a spus că n-a avut niciun control al. pentru că el a avut, a avut niciun control al vânzărilor. El a avut raportări. Au fost prieteni care au spus, uite, au mai scos nu știu câte mii de in nemăsurate exemplare de tiraje, de. Cantafavule. Nu da, e interesant de văzut de... unde s-au da. dus banii, aia, de fapt. Bani la negru. Și el, când îi dă în judecată și când are multe le lui procese și multele lui interpelări, uh, are și momentul ăsta în care zice: Ce ați făcut cu uh, vânzările alea? Asta ar fi un subiect interesant. Uite cum, da, uite că, știi, e cumva măgulitor. Când în România poți să să, să. să șutești niște bani chiar și din muzică. Dar nu, e, e ia ai, ai, Poți să ai discuția asta cu oricine și cu uh, muzicieni mai puțin faimoși, pentru că nu ai un control uh, al uh, vânzărilor de unități. Nu știi ce mai fac ei acolo, cu matrița aia. Stai după capul lor, acolo, la fabrica de cd -uri sau de, de discuri? Știi că este un scandal cu Metallica acum. Se pare că la fiecare concert, că majoritatea sunt sold out sau aproape sold out, da. se puneau în vânzare este un articol pe care l-am citit pe o publicație care se numește Loudwire, mm -hmm. se puneau în vânzare vreo 4.000 de bilete la negru, care se vindeau peste prețul pieței. Din care se pare că Metallica aș lua vreo 40%. Și restul banilor se, se împărțeau pe drum. Uh, și a fost o cântare de curând la Live Aid, uh -huh. unde s-au vândut pe sub mână 10.000 și Metallica a fost sărită. Aaaa! Știi? Și a, a ieșit scandal. A și scandal. Odată că au spus, nu că noi nu avem nevoie să facem asta, habar n-am. Probabil chiar n-or avea nevoie, dar mă rog, știi, și la un calcul sumar, la vreo 2 trei concerte de astea, să mai face cât un milion din suma asta de bilete. O, hai just de like this, da, hai să zicem că și... la locuri într-o sală sau într-un într stadion, să zicem că poți să ai o estimare, dar la... La unități uh, de discor. La, da, da, da. Când ai, nu știu, cărți, lucruri care se pot multiplica, n-ai niciun control. Nu știu, nu știu, e foarte greu. Adică nu mă pricep eu să știu cum pot să controlezi uh, multiplicarea și uh, uh, reproducerea la negru. Da. Ok, tu scrii cărți, ok? Uh, nu lipsește în România treaba asta de manager cultural care ar putea să aibă grijă și de acest aspect? și pentru pentru oricine face ceva în zona asta. Ba da, este s-a dezvoltat acolo unde e nevoie, și anume pe zona de traduceri. Sunt manageri culturali care, dacă ești un autor de gen de tipul Mircea Cărtărescu, care se cere afară, are succes, de exemplu, pe piața de limbă spaniolă, foarte mare succes. Asta însemnând și America de Sud. America Latină, pardon, există oameni care se ocupă, îți, manage, îți manage activitatea și se ocupă și de partea din România să apar la un festival de recitări și așa mai departe, dar acolo marea, marea mare atractivitate este cum mergi în străinătate, cum reușești să te, te vinzi acolo. Există. E la început și sunt câțiva care se ocupă, dar se ocupă pe zona asta de, de, de autori care se traduc. Eu nu mă traduc, pe mine nu. Am, am fost tradus la un moment dat, vreo 10 uh, poeme de ale mele au fost traduse de către o traducătoare foarte bună în franceză și mi-a plăcut foarte mult cum a sunat. Era tot un context ăsta, un festival francofon, o chestie de genul ăsta și... M-am simțit foarte bine, m-am simțit băgat în seamă, dar deja au trecut 10 ani de atunci și nu am mai... Da, nu nu, nu sunt în circuitul ăsta. Am înțeles. Da, nu, eram curios dacă funcționează tipul ăsta de e, management cultural da, și dacă da. se, ar, e important să se dezvolte. Din păcate, cultura română nu are uh, potențial comercial foarte bun. Dacă vorbești cu editorii, o să-ți o să-ți spună, o să se vaite și o să-ți zică cât de greu supraviețuiesc. Librarii de asemenea o să se văicărească, deci partea asta, zona asta e destul de... bucfest e plin, nu știu ce să zic. Da, e ceva pentru că bucfestul este ca un târg, ca un târg, ca un bâlci, ca o chestie de genul ăsta și este o formă... Precapitalistă, ca să nu zic primitivă, de comerț. Adică se face un târg, lumea vine acolo pentru că sunt prețuri mai bune, cadouri, dai boci și alte forme de genul ăsta, și în restul anului nu intră în librării. Deci, asta este părerea mea despre. Mi îmi plac târgurile, îmi plac bârciurile, iar marocurile sunt chestii pline adică de. Încercam să, să aflu dacă. Faptul că editurile se plâng, cât de reală este. Este, este reală. Deci, pentru ei, târgu e un moment uh, greu, dificil. Uh, vorbesc cu ei și îmi spun, au, am târg, o să fie zile în care nu pot să dorm. Nu numai că stau acolo și vorbesc cu toată lumea, dar sunt și situații de astea, așa, se vând volume, multe volume în toate, în toate sensurile și gestiune, bani. Uh, du-te, cară, mergi. Deci sunt zile foarte grele, dar sunt ca și cum ar fi acel gen de, de comerț ca pe vremuri. Ca pe vremea lui Ion Creangă mic, când se ducea la Iar Maroc. Deci aia e situația. Te duci cu Iar Maroc, acum se face bookfest sau alte târguri, se fac itinerante. Știi, Iași... avem un unchi care lucra în în construcții și oferă tot soiul de servicii de pildă abar n-am să schimbe to toată tubulatura de la gunoi da, în blocuri. Și, da tot soiul de business e, și a, făcea o grămadă bani și avea și mașini foarte scumpe și whatever treaba este că în momentul în care se ducea să încaseze banii mm. lăsa mașina la un kilometru și se ducea niște haine foarte ponosite și se plângea tot timpul că n-are bani, știi? Și, și ce da, -și da, știi? Și, da, -și, da, -și, da. și m-am gândit că adică știu că Pentru genul ăsta de, de, de Mult de mai business, mult functe... mai... Mult au motiv să se plângă scriitorii, autorii, deci cei care chiar uh, produc acea uh, acele opere. Deci ei sunt vai de capul lor. Și uh, să fii editor sau librar și să te văicărești... Unuia care chiar depune eforturi ca să scrie, să-ți dea materia aia din care îți faci tu cărți, e, e puțin indecent. Deci, cei care sunt de, de, de oameni de calitate din businessul ăsta nu, nu se plâng față de cei care sunt la sunt veriga cea mai din capăt. Ce... Dar cât de complicat este? Să presupunem că ai scris o carte, da? Sau ai scos în disc, adevăr uh, Și. Uh... O pui pe uh, Amazon da? și o promovezi ca tare și o dai cu un, cu un euro sau cu un dolar. Cred că ar putea să ai foarte multe șanse să câștigi o grămadă de bani într-o zi. Sunt oameni care Doar fac chestia. dacă am, ai reușit să-i pui o copertă am câștigătoare. Am prieteni zicem. care fac lucrul ăsta. Am prieteni care au propria lor editură, scot cărțile lor și merg dar sunt oameni oarecum celebri, deci au apucat să fie cunoscuți într-un anumit context, au apărut și la edituri oficiale și care, la un moment dat, zic, ia stai mă, nu mai bine să am eu controlul la toată treaba. Balzac, Balzac făcea lucrul ăsta, își tipărea el singur, avea și o fabrică de hârtie și le, le legale, cel cu 100 de... Romane, groase. <laughs> Avea tot controlul el în minile lui. E și bănuiesc că Bănesc este cel mai sănătos, așa și. Știi, e fix tipul ăla de marketing, ca și cu mărțișoarele. Este foarte onest. Mă, asta am făcut, uite și ți o dau și la prețul ăsta care este de nimic, dar hai să cu, cumpărăm cât mai multe ca să fie win-win pentru toată nu, lumea. Nu, nu, pot toți să facă lucrul ăsta. Îți trebuie anumită notorietate. Când ai o anumită notorietate, poți să ai tu editura ta, fabrica ta de... să faci și... să, să produci și hârtia. Să o... Da, aici, la, la, în partea asta de, de, de scriitori, este acum, de când internetul funcționează cum funcționează... Uh, știi, nu prea mai apar rockstaruri acum. Foarte rar mai apar. De obicei sunt tot aia de secolul trecut pe care -i știm cu toții. așa e și la scriitori? Adică apare un Michelul Beck odată la 10 ani, că și ăsta de vreo 20 de ani pe piață sau ceva de genul. Nu mai apar vedete, nume, peste noapte. Sau e, e mult mai greu. Aproape imposibil. Pă. Nu știu ce să zic. Zic că nu e așa. Eu zic că... Nu știu, e greu de... E, e greu de spus. Sunt... Sunt domenii diferite. Contează foarte mult să se ocupe, să ai un PR, să ai partea asta de... Să ai oameni care cred în tine... Am apucat să vorbesc de Mircea Cărtărescu, o să continui cu el. Nu no, ne plăcea din anii 80-90. Ne plăcea de el, îl descoperise, eram eu, prietenii mei și așa mai departe. Ne plăceau 80 Iar Iarul Traiantei Coșovei, toată pe zona aceea. Și Cărtărescu avea. povestește că a avut niște ani foarte grei, el s-a. Cantonat în scris, a vrut să scrie și atâta tot. Florin, iaru, săracul și-a stricat ochii că a făcut DTP zeci de ani ca să câștige bani. Dar Mircione s-a ocupat numai de scris cu îndrăgire și a avut ani în care murea de foame. Și are, mă rog, el fiind foarte confesiv în romanele lui, povestește chestiile astea. Până când anii 90 au fost ciudați, și din punctul ăsta de vedere că lumea nu mai știa ce să spună despre cărți. Se publicau foarte multe traduceri, pentru că fusese în lups de, de lume și erau recuperări. Și toată lumea se aștepta să fie niște, niște scrieri de desertar ale 80 celor care cumva n-au mai apărut. Nu, dar erau foarte multe uh, 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 scrieri de sertar uh, ale generației Elia, de Ionescu, mă rog, aia nu erau desertari, erau pur și simplu uh, din altă lume, față de noi. Deci erau multe recuperări și din uh, așa zisul Univers Concentraționar, și toate chestiile alea și multă istorie, multe dezvăluiri, multă politică, politologie. Eram uh, uh, și un uh, mare scriitor, un scriitor super barosan, care astăzi e tradus și o duce bine. Uh, dacă stăm să ne gândim numai la ce publică afară, cum este Mircea Cărtărescu, a avut o perioadă de uh, uh, incertitudine în, în care nu știa dacă să continui sau nu. Până când editura Humanitas personal Gabriel Liceanu ia o relație personală foarte puternică. Și înseamnă să se adună, da. A zis, băi, ești foarte tare, hai să facem ceva, hai să mă ocup serios. Uite, un exemplu de manager literar cultural așa mai departe. Și la la cum să zic L-a făcut Van L-a făcut Van okay. <laughs> Într-un fel, da. Am spus așa, ca între noi, ca între rocker, așa. Dar a fost o perioadă în care lucrurile erau destul de neclare. Acum sunt puțin mai stabilite, mai... În fine nu bănuiesc că nu e ușor nici cu sau cel puțin asta e senzația pe care o am eu și până, hai să zicem, lumea în care mă învârt. E greu să impui o vedetă literară, lucrul ăsta, nu știu. Sunt și mode. Într-o vreme, oamenii citeau Minulescu și Topărceanu. Astăzi nu mai citesc Minulescu și Topărceanu. Într-o vreme, oamenii îl considerau mai tare pe. Pe Macedonski decât pe Eminescu. Închipuieți au fost, nu știu, 10-20 de ani în care erau. În restură. ce perioadă era asta? Chiar sunt curios. În jurul anilor 1900, mă rog, să zicem. A, când unul murise și unul mai era în da, viață. Da, da okay. Atunci. Și, mă rog, sunt tot felul de basculări din astea. Într-o perioadă de. Noi știm că cel mai mare uh, scriitor, nu numai poet italian, este Dante. Secole de-a rândul Dante era considerat Căh și Petrarca era deasupra lui. Până când a venit romantismul, romanticii l-au descoperit pe Dante și au zis: "Mamă, cât de tare! Ce barosanie e asta? <gântu -i> cât de mult exprimă adevăruri umane și se, se întâmplă lucruri de genul Și Nu poți să zici că poți să fii vedetă culturală după ce mori, în posteritate, să, să se întâmple. S-au văzut cazuri, da. Da, se, se poate. Adică e nu e așa, nu e așa un box office foarte clar. Adică e poate ciudat să vrei să faci lucrul ăsta așa, repede, acum, să faci ca la, uh, ca la detergenți. Mie mi se pare cumva, cel puțin uh, în, în lumea asta, uh, în, să zicem, uh, showbizul uh, internațional, uh. american uh, și pe englez, că s-au specializat pe scos bani din moarte. Adică, în momentul în care a murit cineva, Uh -huh. cresc pur și simplu vânzările, și ei sunt foarte pregătiți întotdeauna. Doar și, și dacă l-a s-a sinucis, uh -huh. adică nu te așteptai să. Da, zi? da, da, da. da. Uh, mă uitam, uh, cred că unul din cele mai cumplite exemple a fost, uh, ok, moartea prințesei Diana. Elton John avea o piesă, el, bă, nu știu ce disc, dedicată prințesei Diana, uh -huh. și a scos un Maxi Single vinil, da. cred, sau CD whatever, puțin important l-a scos pe piață iar uh, din uh, vene, uh, suma încasată pe drepturile de autor pe acea piesă se donau pentru nu știu ce cauze nobile ok, mm -hmm. discul ăla foarte frumos, da, foarte discul ăla mai avea o piesă unde se duceau banii aia? dacă nu fix în lor da, asta e, nobis like showbiz Iată cum funcționează. E de greu de judecat. Adică sentimentul ăsta pios, când moare cineva, adică, da, e aspectul în care se întâmplă lucrul ăsta pe Facebook. Moare nu știu ce artist care ne plăcea. Și eu, la fel ca toată lumea, dăm citate din el, îl pomenim, pentru că așa, chiar așa se zice, pomenire. Să-i așa-l uh -huh creștinăște. Pe pomenire și e pe bune. Lucrul ăsta e, e natural, uman, e și uh, cum să zic, încurajat de creștinism și așa mai departe. Și vă, cam a doua, a treia zi vin vocile care spun: Dar de ce ai, nu taric. facem lucrul ăsta din timpul vieții? Mâncătorilor de hoituri, uh, uite, toți uh, v-ați uh, aruncat să-l plângeți și nu știu ce, și uite, uh, ce spectacol macabru și așa mai departe. Ok, dar de fiecare dată se verifică treaba asta mereu, e câte un, probabil, el la care nu apucă să zică la timp, a aflat puțin mai târziu și zice, acum cum mai rup gura târgului, cum, cum, mă mai agăți și eu, hai să o să o dau pe cont. Da, mă rog, e foarte greu, e foarte delicat, e... Dar e o eu constantă asta. Știi, pe mine a început să mă fascineze mai mult decât pe vremuri internetul acum, pentru că internetul mi s-a părut că a apărut ca o chestie de super avangardă. Wow! Uh -huh. Ce chestie dintr-o dată aveai acces la orice. Uh -huh. Și încă sunt mare pasionat de YouTube. YouTube-ul mi se pare una dintre cele mai targăselnice din Are istoria multe funcțional, are foarte multe funcționalități, nu uh, e doar un o arhivă de muzică. Nu, 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 informație orice găsește acolo, ce. Căuți, căutai câțiva ani în bibliotecă, acu' câțiva ani, acu' găsești la un click distanță. E, wow, minte, wow. E. Uh, pe de-o parte. Pe de-altă parte, a devenit unul din cele mai eficiente uh, mecanisme de control și manipulare. Opiniile, da? Uh, uh, ajungi să fii, uh, având, hai să zicem, pe Facebook, prieteni, uh -huh. da, ai niște prieteni, prieteneia uh, uh, sunt cumva din tale de interes. Da. Și postările lor adesea corespund cu ale tale sau ale tale, cu arelor. Da. Și ajungi, mai devreme sau mai târziu, dar relativ repede, victima propriei tale opinii. Așa e. Este... Ceea ce este cumplit. te-a te băgat într-o oală din care. pe care lumea nici nu o conștientizează. Așa -i. Și nu, nu, nu poate să ia da, să Da, este o... Um efectul ăsta de bulă de multe ori poate fi folosit. Îi poți păcăli pe oameni. Pot, dacă știi să profiți de chestia asta, poți să, să... i oamenii vor sunt nebuniți după acceptare, după acord, să găsească alții care îi spun așa e, sau le place să râdă împreună de alții mai proști și găsesc cu... e aspectul ăsta așa de hai să râdem că de prost e nu știu cine. Și Bullying, a, mai, a mai râs și altul împreună cu mine, îmi dă o, o certificare, îmi dă o validare că opinia mea e corectă și că ăla e un papagal. <laughs> sunt, sunt chestii caragioase, puerile, da? Așa funcționează. Și cine e abil, poate, lucrurile astea se întâmplă acum. Intrăm în campania electorală, apar postacii, apar foarte... Uh, uh, Facebook-ul este un mediu foarte frivol în care poți să uh, îi manipulezi pe oameni cu uh, aerul că vorbești ceva um, inofensiv și uh, superficial, și poți să induci uh, niște, um, hai să zicem, uh, idei, ca să nu spun decizii, hotărâri. Tu îți mai aduci aminte de Bobby Turok, anii 90, radioanilor 90. Uh, Acum mi-ai spus de, era un DJ? Uh, nu, era un tip care se întorsese din America și deschise un magazin de haine cu circuit închis, adică trebuia să te programezi ca să intri care... -a. O în zona Unirii, de marketing. pe acolo? Nu mai știu. Pe Așa, ok. Care. În fine, și făcea niște show-uri la radio care erau foarte incendiare. Pe Nova cu FACU, sau Pe, pe, pe Uni Plus. Așa, pe Uni Plus. Da, în da, fine. Așa. El a spus o chestie foarte interesantă atunci care m am urmărit toată viața. Zice, bă, orice tâmpenie spune cineva pe un canal media, o străzească o mie de tâmpiți care să spună da, frate, ce dreptate are. Pe Facebook, acum, treaba asta pur și simplu s-a anumit, vuf. Și mai e o, o, o chestie. Știi că uh, Facebook n-a avut mare succes primii doi ani, pentru că n-a avut butonul de like. În momentul în care a inventat butonul de like, atunci a bubuit. Și, și, și știi ce face butonul de like? În momentul în care tu ai făcut o postare, da? ai, ai postat ceva, și ai, primit un, ai primit un like, creierul tău secretă puțină dopamină. Suficient, suficient, suficient. o, o doză suficient de, de, de mică, dar așa, cât da. să-ți creeze un tip de dependență. Serios da. vorbesc, deci nu. este o drăcărie... Nou, cât... Noul roman al lui Ulbeck trebuie să se cheme dopamină. Da. Să să nu știu, Da, următorul trebuie să, n -am, n -am da, următorul trebuie da. să fie dopamină. Da, iar găsănița asta, da. Doamne Dumnezeule, am zis ceva mai drăcăresc de atât pe da, bune. Te duc aminte. Da, 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 sunt chestii. Uite, aici am dau cu părerea și eu. Adică sunt părerist, sunt. Nu am studii, există oameni mai pricepuți decât mine. Tot ce pot să spun este că în domeniul publicității au fost. a fost moda asta cu viralele. Cum să creezi virale? Pentru că. Tu, dacă ai reușit să impui un spot viral pe care și-l trimit oamenii de la unul la altul și contaminezi piața cu el, nu mai ai nevoie de televiziune, nu mai ai nevoie să plătești spațiu media și așa mai departe. Și asta a fost, cum să zic eu, multe agenții au reușit să facă un viral sau două. Drept pentru care ei și-au luat statutul ăsta și-au luat, și -au luat poziționarea asta de creatori de virale. Și erau clienți în jurul anului 2000, 2005, 2007, care voiau uh, virale, voiau, vreau și eu să, să, fie, să fac un viral, să, să mă trimită lumea. Hai să zicem, pe vremea aia nu era Facebook, dar se trimiteau și prin... Sau începuse Facebook-ul. Se trimitea prin, prin e-mail, pur și simplu. Vreau și eu viral, vreau să, să mă intru în gura târgului. Și atunci au zis, nicio problemă, noi facem virale. Ia uitați, spotul ăsta a fost de de vizualizări, spotul ăsta a fost tot așa. Și după aceea ei se apucau să facă virale și nu știau să facă, Numai, adică nu aveau rețeta respectivă, nu aveau algoritmul respectiv. E totuși foarte greu de impus și atunci când tu prinzi, să zicem, prinzi o... Uh, Găselniță o, se schimbă algoritmul. Da, exact. Asta, adică probabil că tu fiind și tu atent te-ai dumirit. Există chestia asta, fie ar să fie, apare treaba asta că un tip din greșeală, hai să zicem, chipurile din greșeală, spune o prostie sau trage un pârț sau nu știu ce și mizez pe chestia asta, s-ar putea a doua oară să nu iasă. Sau e unul prost și tot așa, lumea de lumea de ce prostie. E unul foarte jmecher și-l admiră toți și zice Ia, uite ce jmecherie, ce abilități are. Și a, a, a doua, a treia oară nu mai merge. Nu, nu, e greu, e greu și cine știe să facă lucrurile astea și chiar e are pe situație, ăla are flautul fermecat. Băi, cred că cine reușește, din ce spui tu și cred că este foarte corect ce spui, cine reușește să, să facă treburile, ține algoritmii. Cam au, da! Că altfel. <laughs> Corect, asta e. Na. A, ok, am gândit o chestie. A avut succes acum, pur și simplu, că a fost o întâmplare. Cel mai probabil a fost o întâmplare a doua <laughs> oară. Da, pe și să stai. Mă uit la, mă rog, sunt abonat pe Facebook la tosui de chestii. Toată lumea caută specialiști în, în, în social media și mă ce înseamnă să fii specialist? Altceva decât să inventezi niște titluri care să facă niște clickbait-uri. Căci cam aia e. Clickbait-ul iarăși cât de însemnat e, cât de important a devenit Google-ul pentru noi. Știi și... că este o statistică care spune că 80% din oameni citesc doar titlurile și își fac o opinie Liturile, din titlu da? da, și, da. și, 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 și dau share mai departe, fără să citească articolul. Habar n-au despre ce e vorba în articol. Da, da. Care de, cât multe, de ori multe ori nu e, nu, e, nu e confort cu titlul. Într vreme, titlul într fiind scos din context, pur și simplu. Într-o vreme era o... Deci, Aduți aminte de cum debutase uh, evenimentul zilei. Cât de importante erau titlurile și subtitlurile și câteodată și supratitluri în evenimentul ce? zilei și cât de mare devenise specializarea celor care... Dădeau titluri în presă. După aceea titlurile au decăzut, n-au mai fost atât de importante. Și acum iată, de când cu efectul ăsta de clickbait a revenit la mare preț abilitatea de a da, de a da titluri. mai că sunt altfel de titluri. Sunt titluri de multe ori... De multe ori de amăgitoare, titluri care să te facă să mergi mai departe. În evenimentul zilei nu era, era altceva, era, era altă paradigmă. online nu e diferit. Erau și alți ani, da. da. Acum am văzut că se, se poartă foarte mult acest tip de manipulare. Ok, tu ești o persoană publică, iar eu spun o enormitate despre tine. Mm -hmm. Până să... Cred că cel mai bun exemplu este de studiat în cărți, din punctul ăsta de vedere, președintele Trump, da? Yeah. Se spune o enormitate despre el, el a doua zi, da, își dă pe Twitter-ul lui, își dă dreptul la replică și contrazice, și spune că lucrurile nu stau așa. E, este mult mai puțin important ce spune el a doua zi. Mm -hmm. Important e că s-a propagat știrea aia și tu habar, tu pur și simplu un da. utilizator să nu ai habar că s-a dat un drept e la replică, o... că lucrurile nu stau de fapt așa. E o, o șmecherie, ca... e o abilitate pentru că nu merge absolut orice etichetă la o orice personalitate sau personaj în cazul de față, că nu le mai tratăm ca personalități și că devin deja personaje. Uh, și am, acum pot să mă sprijin și eu pe ceva ce am citit de curând, uh, cartea lui Stodor despre cața, Venci, cața Venci și, tim, și uh, tribul lor, uh, în care povestește despre cum au creat ei uh, blazoane din astea, etichete mitice, uh, văcăroiul uh, văcăroiu că e bețiv, spune. și el chiar spune că. Vă nu, nu era. nu, da, nu consuma da, alcool știu, știu. așa de mult, dar pentru că avea fața aia și pentru că se potrivea, se lipea atât de bine pe el definiția de bețiv, a fost mai adevărată decât adevărul. Uh, o, uh, renumele pe care l-a căvătat Adrian Stase, da. <laughs> care acum să zicem că ar fi în anii noștri de. de, de din, din actualitate ar fi revalorizat dintr-o dată ca o minoritate, să zic, la modă, și dar pe vremea aceea era disprețuit. Și tot felul, nu știu, despre Emil Constantinescu, ziceau că e băiatul de a lui Coposu, că îl trimitea să aducă țigări. De la colț și așa mai departe, că era un fel de... S-ar putea să nu fie prea departe de adevăr. Nu, dar lucrurile se potrivesc, se potrivesc, adică nu mergea uh, absolut orice pus la absolut oricine. Am înțeles, ok, deci uh, strategia și marea găselniță era să-i lipește eticheta corectă. C sau care să-i se potrivească, da, da, da. am înțeles. Cea mai adecvată. Chiar dacă nu era neapărat uh, adevărată. Da. Da, foarte interesant. Probabil că și la Trump merge. Adică dacă îi zici lui Trump că este un zgârcit... Ecocentric... Așa? Gay... Habar n-am, uite, trebuie să încerce cineva și poate. Nu, știu. Adică nu cred că să fi fost vreun președinte în istoria Statelor Unite, dacă nu internațional chiar, care să, să, să aibă tunurile zilnic puse pe el. bu, bu, E fascinant ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Cred că ce, una din cele mai urâte a fost în momentul în care CNN-ul, în campania electorală, și-a amenințat un privitor, știi? Nu. No. A apărut un meme da? În care Trump se bătea cu un wrestler mm -hmm. și un puști, care era un puști de 20 de ani, pusese sigla CNN-ului pe, oh. pe, pe capul lui. Iar CNN-ul nu s-a întâmplat așa ceva în istoria jurnalismului, a aflat adresa de IP. Oh. și a spus pe post oh. că știu adresa de IP și dacă mai continuă cu treaba asta, uh, vor face public adresa de IP și ce o să pățească de la utilizatori. Ghiși ce s-a întâmplat a doua zi. Mai mulți? Uh, ori, uh, mai există să... canalul Facebook, uh, Facebook uh, YouTube, InfoOr. Ok, o să mă uit care a spus, dăm 20.000 de dolari pentru cel mai bun meme, care să încrimineze CNN-ul da. și au apărut sute. Da, da, deci da. asta s-a întâmplat. Nu asta cred, e... asta e de zmintea la sminterilor, dar iată da, niște... cum se echilibrează și balanțele până la urmă. Da, da, da. Se spune că jurnaliștii au întotdeauna dreptate și că ei înving, dar există cineva mai puternic și anume publicul. Jurnaliștii sunt mai puternici în raport cu politicienii și publicul e mai puternic în raport cu, cu ei, cu canalele medie. Corect. Ce se mai întâmplă cu sarmalele reci? Sarmalele reci, uh, uh, acum spun un lucru, uh, ei sunt uh, la o anumită vârstă, la un anumit statut. Etate! Da. Și uh, ei se bucură foarte mult că și-au dezvoltat uh, niște proiecte personale la care țin foarte multe. Uh, Zoltan are o trupă de a capela, se cheamă jazz a capela. Și uh, Emil Viciu are o trupă de rock uh, bătrânesc, blues, rock, uh, ce ziceam, ce, zona aceea pe care o pomeneam mai înainte. Și uh, Iordache e cu jazzul ca să recompun așa gașca de veterani. Uh, și eu sunt puțin uh, la mijloc uh, trist că nu mai este. Uh, uh, nu mai am așa mare influență asupra lor, să le zic, hai la treabă. Ei primesc uh, oferte de cântări, deci au o activitate susținută. Dacă n-ar avea proiectele lor strict personale care să-i capaciteze atât de mult, probabil că ar, ar fi mai prezenți. Dar uh, uh, acum, dilema este dacă o să continue să armalele reci ca o trupă tezaur folcloric, ca o trupă de patrimoniu a anilor 90 și început de 2000, ce au însemnat ei pentru noi și pentru nostalgici și pentru copiii lor care apucă să vină și ei. Știu-o pe aia care să avea piesă aia țară, de da. te vrea prost. A, așa, <gătă -i> sau dacă pot să se reinventeze și să... Acum eu le-am propus niște variante, ei au zis că da, hai să facem, dar nu lucrurile nu se mișcă la fel de ușor ca pe vremuri. Numai e greu de judecat, nu pot să le zici. În orice caz, dacă vă interesează, eu o să vă, vă trimit și pe adresele voastre personale și pe, la radio dacă interesează pe cineva. Știu că sunt promovați muzică românească și mă bucur foarte mult. Când mai au cântări, când mai au chestii interesante. Vorbesc cu colegii mei și facem treaba aici, că suntem puși pe făcut treaba. Da. A... Lor le place da. foarte mult, de exemplu, să reorchestreze, să se joace cu Am să bage vior și violoncel și nu știu ce, și chestii de astea. Și îi bucură foarte mult. Și atunci am zis, hai să facem o, un album Am Cu chestii mai vechi, dar ok, hai să facem ceva mai nou. Și, deci, s-ar putea ca prima producție să fie ceva în zona Amplă. Prima producție pe care tot așa. Nu ce facem? Cum o dăm? O dăm sub formă de disc, o dăm sub formă de stick, vinil, o facem vinil. Vinil, vinil. Asta e ironic, pentru că Sarmalele Reci a fost prima trupă românească pe, pe CD, pe compact disc. A la Movul avem și eu. Așa. Și, deci, a fost al patrulea artist. Prim, primii au fost uh, Gică Petrescu una siminică și Fără Mițelambru și al la disc. Da, în companie bună. Da, cu petrecerea. Mersi mult că ai venit. Eu mulțumesc, eu mulțumesc. M-ai obosit. Prea mult, prea multă vorbărie. Da, mi-mi place să mă vorbesc. Da, și eu m-am simțit foarte bine. Eram nevorbit. Mersi, Mersi mult. Baftă, sănătate. Pa,